ședința ordinară de Consiliu și rog pe domnul președintele de ședință să dea citire dispoziției privind ordinea de zi. Dispoziția 426 din 16.8.2016. Voi da citire celor 19 puncte de ordine de zi pentru a fi aprobate de Consiliu, să vedem dacă sunt probleme. Și la punctul 1. Avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.09.2016. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 13.10.2016. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Pădurariu Gheorghe din partea Partidului Social Democrat, avizează Comisia Juridică. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și redistribuirea sumelor din bugetul local între unitățile de învățământ cu personalitate juridică din orașul Dărmănești pe anul 2016, avizează Comisia Buget Finanțe. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aplicarea Consiliului Local Dărmănești la programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire beneficiari unități administrative teritoriale, Primăria Dărmănești. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aplicarea Consiliul Local Dărmănești la programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire beneficiari unități administrativ teritoriale, Liceul Tehnologic Dărmănești. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, eficientizarea sistemului de încălzire la Liceul Tehnologic Dărmănești, avizează Comisia Buget Finanțe și Comisia de Urbanism. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, eficientizarea sistemului de încălzire la Primăria Dărmănești, avizează Comisia Buget Finanțe și Comisia de Urbanism. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei de cofinanțare a Consiliului Local al orașului Dărmănești la implementarea programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire beneficiar unității administrative teritoriale, Liceul Tehnologic Dărmănești. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei de cofinanțare a Consiliului Local al orașului Dărmănești la implementarea programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire beneficiari unități administrative teritoriale Primăria Dărmănești. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Amenajare spațiu verde tip scuma, oraș Dărmănești. Avizează Comisia Buget Finanțe și Comisia de Urbanism. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Amenajare spațiu verde tip scuar, oraș Dărmănești și a cheltuielilor aferente. Avizează Comisia Buget Finanțe și Comisia Urbanism. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirea cuantumului chiriei aferente locuințelor ANL din orașul Dărmănești pentru titularii de contracte de închiriere, avizează Comisia de Buget Finanțe și Comisia Juridică. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în orașul Dărmănești, județul Bacău, avizează Comisia Juridică. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de toamnă-iarnă 2016-2017 în orașul Dărmănești, județul Bacău, avizează Comisia de Urbanism. Punctul 16. Proiect de hotărâre pentru stabilirea criteriilor, condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate în teritoriul intravilan al UAT Oraș Dărmănești și a impozitului pe teren pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv. Avizează Comisia de Buget Finanțe și Comisia Juridică. Punctul 17.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv și a statutului Asociației pentru promovare și dezvoltarea turismului Bacău. Avizează Comisia Buget, Finanțe și Comisia Juridică. Punctul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Dărmănești în structură organizatorică a Orașului Dărmănești. Avizează Comisia Buget, Finanțe și Comisia Juridică. Punctul 19. Diverse. Am dat citire ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? 16. Abțineri? Dacă sunt discuții? Dacă sunt. Dacă nu, trecem la punctul 1. Și aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.09.2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul 2. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 13.10.2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Aș avea o singură problemă. Procesul verbal de ședință se prima dată cu... Sunt și consilierii ai PSD. Deci, ca să nu mai fie discuții. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cădurariu Gheorghe din partea Partidului Social Democrat avizează Comisia Juridică. S-a discutat în comisie, comisia... De validare, se validă în dosar. Comisia de validare. Legalitatea alegerii domniei sale și figurează ca membru suplean pe lista Partidului Social Democrat la alegeri de locale din iunie 2016. Aici trebuiau alte reformulare. Stați că n-am terminat. Pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Bogoș Toader. Da. Dacă se puneți la vot. Puneți la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 16. Abține? Ne ridicăm bucurile, da? Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și etc. pentru locuitorii orașului Dărmănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Personalitate juridică din orașul Dărmănești pe anul 2016. Avizează Comisia Buget Finanțe. Prezintă doamna Mereuță acest punct. Deci, în urma modificării de bugetului, al bugetului local la data de 24 2016, am constatat o creștere la
partea de venituri, în sumă de 132.000 de lei, după cum urmează. Impozitele extravilan 53.000 de lei, impozitele în persoane fizice 25.000 de lei, impozitele din persoane fizice 9.000 de lei, alte taxe de servicii specifice 6.000 de lei, venituri din prestări servicii 10.000 de lei, alte venituri din prestări servicii 12.000 de lei și venituri din amenzi 17.000 de lei. Astfel, veniturile cresc de la 19.307,50 lei la 19.439,50 lei. Propun repartizarea la partea de cheltuieli a sumei de 132.000 de lei, după cum urmează. Capitolul 5102, Administrație publică, la titlul 20, cheltuieli materiale, suma de 20.000 de lei. Capitolul 8402, suma de 78.000 de lei, după cum urmează. Titlul 10, cheltuieli de personal, 8.000 de lei. Titlul 20, cheltuieli materiale, 70.000 de lei. Capitolul 6602, sănătate, titlul 20, 27 de cheltuieli materiale, 27.050.000 lei. Și capitolul 6702, cultură, titlul 59, transferuri, suma de 6.050.000 de lei. Astfel, cheltuielile cresc de la 20.372,50 lei la 20.504,50 lei. De asemenea, în urma analizei contului de execuție la capitolul 65, învățământ, și în urma solicitărilor adresate către acest unitate de învățământ, pentru plata salariilor aferente în lunii octombrie 2016, întrucât sumele din TVA nu ajung pentru două școli, propun redistribuirea sumelor între unitățile școlare după cum urmează. Deci, la liceu avem un excedent de 175.000 de lei, astfel diminuăm bugetul liceului cu suma de 175.000 de lei și redistribuim la școala numărul 2, gimnazială numărul 2, suma de 90.000 de lei și școala locul, suma de 85.000 de lei. Măsura este provizorie până vom primi sume de la bugetul de stat, respectiv de la Ministerul de Finanțe. Cam atât. Întrebări, dacă sunt? Așa de întrebări. Suma de 53.000 de lei se referă la taxa pe persoană? Nu, impozit pe teren. Taxa pe persoană e... Vom avea surpriză la sfârșitul anului când o să prezentăm o excedentul la sursa ei. Da. Eu aș vrea să completez doamna Dabicef aici. Am făcut demersuri, așa cum am spus, și comisii din iulie și până în prezent, să recuperăm sumele care an la rând au fost, să zic așa, neachitate de către contribuabili. Măsurile au început să dea rezultate pozitive. Avem creșteri la încasări, așa cum am văzut aici, impozit teren extravilan, impozit persoane fizice, juridice, deci peste tot avem creștere. Sper ca și de aici încolo dămăneștenii să înțeleagă că fiecare are drepturi și obligații față de primăria Dărmani. Deci aceste creșteri sunt datorită, să zic eu așa, în mare parte, a măsurilor pe care noi le-am luat pentru recuperarea creanțelor. Mulțumesc! Dacă nu mai... Domnul Roman? Aș propune aici cei bani alocați pentru biserica din Plocul. Dacă putem recupera acea centrală care noi am cumpărat-o pentru primărie, să o dăm la Plocul și acei bani să-i putem folosi la biserica de la Păguben, care iar e o biserică a unui cartier care ar necesita un mic ajutor din partea noastră. Dacă îmi putea recupera acea centrală... Da, am avut o discuție legată de necesarul sau de nevoia financiară a bisericii din Păguben. Acolo sunt două proiecte mari. Un proiect care trebuie finalizat legat de pictură și al doilea proiect legat de mobilierul strane și așa mai departe.
Am avut o discuție, așa cum spuneam, cu părintele de la Biserica Păgubeni. În proiecția de buget pentru 2017 avem în vedere să, așa cum am votat și data trecută pe acea hotărâre de Consiliu care prevede cofinanțare, să ajutăm cumva Biserica Păgubeni, pentru că acolo este un număr mic de familii și sigur nu au capacitatea să poată duce singure investiția la. Deci vom veni. Treaba este ca părintele să poată să asigure cofinanțarea, așa cum am scris noi proiectul de hotărâre, și fie ne axăm pe pictură și ducem la capăt pictura, fie ne axăm pe celălalt proiect de mobilier sau pe ambele. Vedem cum reușim să ne reușim. Pentru pictură, dacă părintele se grăbește, până pe 25 noiembrie există sursă de finanțare nerambursabilă. Da. Deci eu aș vrea să mergem pe pictură pe proiectul finanțat prin Ministerul Culturii. Dacă se grăbește, e deschis. Să asigurăm finanțarea și fără probleme. Da? Deci asta eu am notat-o și sigur va depune un proiect, o solicitare de finanțare. Alte întrebări dacă aveți legat de buget? Mulțumesc, domnule președinte. Dacă mai sunt, cine este pentru? Comisia. Împotrivă? Abțineri? Domnul Fădurariu, n-ați votat în niciun fel. N-am primit niciun material. Nu aveați cum să primiți material, pentru că nu ați fost validat. Nu primești material, în ce bază să votezi? Atunci vă abțineți? Mă abțin. Vă abțineți. Bine. Deci un vot domnul Fădurariu se abține. Când voi primi materialul, atunci am să votez. Da. Da. Nu. Mergem mai departe. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Consiliului Local de Almănești la programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire beneficiari, unități administrativ-teritoriale, Primăria de Almănești. S-a discutat în comisie. Da, am să fac o mică precizare, domnul președinte. Este un proiect care vizează atragerea de fonduri europene în localitatea noastră. Este un program finanțat prin programul operațional regional. Se dorește montarea la Primăria orașului Dărmănești și la Liceul Tehnologic a unor instalații moderne care costau niște pompe de căldură pentru a reduce, să zic, consumurile de energie electrică și termică care ne registrează cele două obiective la acest moment. Deci este un proiect finanțat cu fonduri europene. Depunerea proiectului are termen limită 14 noiembrie 2016 și sigur că nevoia de a, eu știu, depune în timp acest proiect ne-a obligat să-l avem astăzi pe ordinea de zi. Deci un proiect finanțat cu fonduri europene la care Primăria orașului Dărmănești este cofinanțat sau este cofinanțator. Dacă aveți întrebări, cum ar vrea. Dacă nu, Primăria orașului Dărmănești. Deci este vorba, proiectele vor fi trei proiecte pentru primărie, trei proiecte pentru liceul tehnologic, da? Dar ele sunt privite ca un întreg. Investiția va fi făcută pe cele două obiective. Se aprobă aplicarea Consiliului Local al orașului Dărmănești la programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiarii unități administrativ-teritoriale, instituții publice, unități de cult pentru obiectivul Primăria orașului Dărmănești și acordul de contractare a finanțării. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se aprobă aplicarea Consiliului Local al orașului Dărmănești la programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiarii unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult,
la Liceul Tehnologic Dărmănești și acordul de contractare a finanțării. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se aprobă studiul de fezabilitate, eficientizarea sistemului de încălzire la Liceul Tehnologic Oraș Dărmăneanu de Bacău, prin montare pompă de căldură de 2x70 kW și centrală electrică fotovoltaică de 20 kW. Documentația tehnico-economică aferentă investiției, structura și metodologia de elaborare a devizului general indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Liceul Tehnologic Dărmănești prin programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiar unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de culp, conform anexelor care fac parte din integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Același lucru pentru primărie. Se aprobă studiul de fezabilitate, eficientizarea sistemului de încălzire la primăria Oraș Dărmănești, județul Bacău, prin montare. Pumpă de căldură de 2,56 kW, și centrală electrică fotovoltaică de 20 kW. Documentația tehnico-economică aferentă investiției, structura și metodologia de elaborare a devizului general, indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Primăria Orașului Dărmănești, prin programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de culp, conform anexelor care fac parte din integrată din prezentul proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cofinanțare. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei de cofinanțare a Consiliului Local al Orașului Dărmănești la implementarea programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de culturi. Cota de cofinanțare de 10% privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de culp pentru obiectivul primăriei orașului Dărmănești. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Același lucru pentru... Pentru ce? Se aprobă cota de cofinanțare de 10% privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult, la obiectivul Liceul Tehnologic Dărmănești. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai proiectului amenajare spațiu verde, tip SCUAR, oraș Dărmănești. Avizează Comisia Buget Finanțe și Comisia Urbanism. Comisia Buget Finanțe și Comisia Urbanism s-a întâlnit. Dacă sunt... Da.
Cine se mai înscrie dacă... Da, vreau să câteva lămuriri, să zic, de acest proiect. Este vorba de un proiect nou, un proiect pe fonduri europene, care are drept scop amenajarea unui spațiu verde, a unui parc în incinta sau în imediata vecinătate a primăriei orașului Dărmănești, unde noi avem un teren proprietate între Liceul Tehnologic și ANL. Deci, la solicitarea cetățenilor, mulți cetățeni din orașul Dărmănești au solicitat să facem un parc în orașul Dărmănești. Venim cu acest proiect de hotărâre care presupune atragerea de fonduri europene, o cofinanțare de 2% din partea Consiliului Local și 98% fonduri europene. Valoarea proiectului este undeva la 1.300.000 de RON, 13 miliarde lei vechi. Și o să o rog un pic pe colega noastră de la Urbanism să ne prezinte din studiu de fezabilitate o imagine vis-a-vis de cum va arăta acest spațiu verde, acest scoar. Reușești? Da, o mică problemă tehnică. Da, ca de obicei avem o mică problemă tehnică, sperăm să reușim. Da, e un proiect, așa cum spuneam, de care Dărmăneștiul are nevoie, face parte din acel proiect mai mare de care am discutat noi, de amenajarea centrului civic, da? De amenajarea centrului civic, da? Deci, la acest moment, terenul se află amplasat în zona centrală a orașului, în imediata vecinătate a blocurilor ANL, Primăria Dărmănești și Liceul Tehnologic, da? Deci, acesta este terenul din planul de dreapta jos. E un teren pe care noi îl avem în proprietate de mai bine de 15 ani. Un teren pe care astăzi, eu știu, cresc porumb și mai știu eu ce acolo. Vrem să-i dăm utilitate, vrem să facem ca acest teren să fie folosit de cetățenii orașului. Suprafața terenului are 2035 de metri pătrați, construit va fi 194 de metri pătrați și spații verzi 1840 de metri pătrați. Sigur că ținta acestui teren este, așa cum spuneam, spațiu verde, parc, cetățenii să poată relaxa acolo. Avem și pentru copii spațiu special de joacă și am transferat, să zic așa, către acest teren și acel teren de joacă de care noi vorbeam în ședințele anterioare, pentru că în fața primăriei avem această piațetă. În mare, deci în mare, cam așa arată gândirea proiectantului. Sigur, am fost cumva constrânși de finanțator, de ghidul de finanțare. Aici noi trebuie să avem mare parte din acest parc, spațiu verde, vorbim de un parc. Și sigur că avem niște dotări pe care noi le-am gândit împreună cu proiectantul, așa fel încât să-și găsească scopul de spațiu verde. Avem alei pietonale prevăzute cu bănci și o fântână arteziană. Avem o parcare pentru biciclete, să vedem cât de utilă va fi pentru noi, dar este un criteriu care ne ajută la punctajul proiectului. Avem o zonă de joacă pentru copii împrejmuită, în așa fel încât să putem avea garanția că sunt în siguranță. Avem o zonă, am zis noi, pentru fitness exterior, care de fapt se adresează persoanelor care însoțesc copiii în spațiul de joacă. Toalete ecologice, iluminat public și ambiental, un sistem de supraveghere video și o rețea Wi-Fi. Sigur, este o gândire modernă. Valoarea totală a investiției, așa cum spuneam, 1.300.000 de RON fără TVA. Finanțare prin programul operațional regional 2014-2020, 98%, 2% bugetul local. Durata estimată de realizare a investiției, 12 luni, în condițiile în care noi vom reuși să depunem în termen acest proiect. Suntem constrânși de niște termene foarte, foarte clare. Acest proiect de hotărâre face parte din documentele necesare la depunerea proiectului. Dacă reușim să atragem această finanțare și dacă ducem mai departe ideile care țin de
reașezarea centrului civic și modernizarea centrului civic, vom avea o privire de ansamblu care, cred eu, în 2-3 ani va schimba în bine fața orașului. Sigur că acest prim proiect de amenajare a centrului sau a acestui parc este strâns legat de o viziune viitoare a mea legat de terenul care se află între acest parc și liceul tehnologic. Este o proprietate particulară acolo și ne-ar ajuta foarte mult să devenim noi proprietari pe acest teren pentru că am dezvoltat acest parc. Și în Amonte, terenul situat între limita viitorului parc și ANL. Deci dacă reușim să devenim proprietari stânga-dreapta pe cele două proprietăți, am avea o viziune modernă a unui parc modern, da? Care sigur ar răspunde în primul rând nevoilor și cerințelor ridicate de cetățeni și în al doilea rând și acelor criterii stabilite prin lege privind spațiul verde arondat fiecărui cetățean. Deci este o viziune, zic eu, modernă și finanțată 98% prin fonduri europene. Dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu mergem mai departe, vă rog, domnul. Sistemul de supraveghere video, e bine pus acolo. Deci este un sistem modern, așa cum am spus. Eu vă spuneam într-o ședință anterioară că una din țintele mele este să avem un sistem integrat video. Este o primă etapă. Va avea un centru de comandă, un dispecerat. Sigur, urmăresc fondurile europene pentru a gândi și acest dispecerat, în așa fel încât să putem conecta toate aceste camere de supraveghere la acel centru de comandă. Da. Deci camerele cu siguranță vor fi performante și să avem garanția că investițiile și banii dărmăneștenilor care sunt cheltuiți pentru așa ceva, pentru asemenea proiecte, nu sunt, eu știu, vandalizați după nu știu ce timp. Deci cu siguranță vor fi camere performante. Dacă nu mai sunt întrebări, vă rog, domnul. Consider că, într-adevăr, nu putem rata această investiție cu fonduri din programul operațional, dar totuși cred că urgența Dărmăneștiului nu e acest parc. Nu știu ce să zic atât timp cât eu trec zilnic prin apă și nu reușim să reparăm un pod. Eu trec zilnic și alți cetățeni au riscul de a-i lua apa și investim atâția bani într-un parc. Dar, ok, sunt de acord și trebuie să facem această investiție pentru viitor. Nu știu dacă vom vedea că am mai încercat un parc aici în imediata apropiere a acestui bloc și a fost invadat imediat de copii și deteriorat. În locul atâtea aparate de fitness cât am programat noi în acest parc să vină omul din Dărmănești să facă program fitness, cred că programul ăsta fizic îl face la coasă sau la muncă. Da. Dar mă rog, aprobăm proiectul ca să putem dezvolta orașul. Mie îmi place că sunteți un fel de Gigi Contra la toate proiectele pe care noi le propunem. Și vă amintesc legat de centrul medical. Dumneavoastră a spus că nu este o nevoie pentru dărmăneștean să facem un centru medical. Care putem reabilita. Da, nu știu unde aveți spitalul, că eu nu știu unde aveți spital, deci a spus că nu-i bine așa. În al doilea rând, spuneți că acest parc, și vă amintesc, Dărmăneștiul nu are niciun parc, poate dumneavoastră aveți altă situație, nu există niciun parc în Dărmănești la ora asta și cetățenii care au copii și care doresc să, eu știu, să meargă cu copilul într-un parc, nu are unde la Dărmănești. Dacă considerați că nu este util acest proiect, care, repet, 98% are finanțare europeană, vă înșelați. Poate că ideile noastre sunt de altă... Nu, eu răspund nevoilor dărmăneștenilor, pentru că nu avem un parc. Repet, nu avem un parc în Dărmănești. A fost un parc care l-am demontat. Discutăm de ce avem la, discutăm de ce avem la acest moment. Deci nu există un parc în Dărmănești. Iar ca să facem o treabă serioasă, eu cred că atragerea de fonduri europene pe care și dumneavoastră ați amintit-o în ședințele anterioare, spuneați că trebuie neapărat să atragem aceste fonduri, da? Suntem la momentul să depunem acest proiect, să știți că banii nu pot fi folosiți pentru altceva. Termenul de depunere a proiectului este 14 noiembrie 2016, adică peste două săptămâni trebuie să depunem și noi stăm și filozofăm dacă e bine sau dacă nu e bine. Vom avea proiecte și pentru
Celelalte nevoi ale permăneșterilor și vedeți că noi deja am început să le implementăm, da? Am depus proiect și pentru reabilitarea străzilor și pentru, eu știu, centrul civic și pentru blocuri. Deci fiecare sesiune de proiecte are o anumită perioadă de depunere. Degeaba facem noi filozofii. Dacă nu sunteți în cunoștință de cauză, îmi pare rău. Citiți și vedeți cum se pot obține aceste finanțări. Dar repet, parcul este absolut necesar pentru comunitatea. Eu nu zic că nu este necesar. Păi spuneați că ar fi fost bine să facem altceva. Dar nu este necesar. Da? Deci când va veni, când va veni finanțarea și pe pod, da? Prioritățile noi le facem în funcție. Prioritățile le facem în funcție. Eu cred că dumneavoastră nu doriți să aveți number one toți să nu vă contreze nimeni că mă faceți pe mine, zică contra. Nu, nici de nu, da, eu vin cu o propunere. De fiecare dată. Da, și care vreau să fim toți muți și să zicem da, domnul primar. Așa e, domnul primar. Sunteți cel mai bun. A venit cu cele mai bune soluții. Centrul medical nu este o prioritate pentru Dărmănești. Acum ați venit și mi-a spus că parcul nu este o prioritate. Păi care e prioritatea? Păi, dumneavoastră, o să în exercițiu funcțiunii. Da, le adunăm și le discutăm în consiliu, domnul primar. Corect. Deci eu cum, adică nu mai spunem nimic niciunul, da? E foarte bine că spuneți. Dați bine cu o sticlă, că dumneavoastră aveți totdeauna ultimul cuvânt și ne înfundeați gura. Și noi trebuie să aprobăm orice. Să vă documentați înainte și să vedeți dacă este o prioritate sau nu este o prioritate. Da, de unde? Că îmi dă materialul, mi-l dă sâmbătă după amiază și luni într-o ședință. Dacă mai aveți întrebări. Doamne. Eu vă spun că nu am primit. Eu vă spun că nu am primit. Vine seara. Dacă dumneavoastră dovediți că în altă zi n-am primit... Da, dovedi. Poliția locală mi-a adus cu semnăturile. Sigur că da, dar eu am semnat. La ora 11, vineri. Ideea este alta. Eu consider că... Este foarte bine că dumneavoastră luați cuvântul, dar vreau să înțeleagă cetățeanul din Dărmănești că sunt niște priorități să depunem aceste proiecte. Fără proiecte nu facem nimic. Și îmi spuneați dumneavoastră mai devreme, cheltuim foarte mulți bani, cheltuim 2% din bugetul local. Deci faceți un calcul la 13 miliarde de lei vechi, ce înseamnă 2% și câți bani europeni nu mai? Să nu revenim, pentru că eu îs contra, pentru că ați zis, hai să împrumutăm 350.000 de euro să cumpărăm axa, baza de la Dărmănești. Eu am zis, nu sunt de acord. Cu 300.000 de euro, se votează, da, sigur, dar trebuie să fim neapărat toți de acord cu asta. Nu, nu, fiecare își exprimă, de-aia e consiliul local. Fiecare spune. Putem folosi forța grădiniță pentru spațiu? Mesajul pe care trebuie să-l transmiteți dumneavoastră trebuie să fie corect. Dumneavoastră a spus că nu este prioritate acum acest centru. Eu nu pot folosi acești bani europeni, 1.300.000, decât pentru crearea unui spațiu verde, nu pentru altceva. Cetățeanul trebuie să înțeleagă că nu primarul vrea să pună 1.300.000 de lei pentru parc și nu-i pune pentru, el are de ales între a face parc sau pod. Nu. În acest moment se depun dosare, proiecte pe fonduri europene pe port pentru spații verzi. Atât. Când se vor deschide axe pentru drumuri sau pentru poduri sau pentru alte nevoi, vom fi prezenți și acolo. Da? Deci asta n-ați înțeles dumneavoastră și poate, da, nu înțeleg, poate și că eu am fost toți oamenii de această sală doresc binele pentru Dărmăneștiului. Da. Absolut toți. Fiecare în felul lui, dar absolut toți doresc binele pentru cetățenii Dărmăneștiului. Că acum unii vor pentru cartierul Brătulești, unii vor pentru cartierul Lapă și unii vor pentru cartierul Păduveni, absolut toți suntem aici și venim să rezolvăm niște urgențe, că practic noi nu facem urgențe. Dar asta e un proiect, e un proiect de viitor, sunt de acord cu eu și mergem mai departe. Mă bucur că v-am convins, la început erați... Eu nu cred că este contra ca să facă parte. Dacă vei expozeul făcut mai devreme, să discutăm de axele de finanțare. Exact. Acum se deschid axele de finanțare pentru parcuri, folosim la parcuri. Da, comisia am discutat. Drum, deci în comisie noi am discutat și eu am informat. E un moment. Sunt mulți care consideră la ora asta că ei nu cunosc ritmul ăsta în care se deschid finanțările. Și din cauza asta este mai greu de înțeles. Să înțeleg că ne mișcăm prea repede. Nu, 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 nu. Ăsta e ritmul pe care noi l-am impus și sigur că trebuie să mergem. Ce bani se oferă? Axele de finanțare se deschid în anumite perioade pentru anumite proiecte. Nu poți să faci drumuri, nu poți să faci parcuri. Eu mă bucur că domnul colonel a înțeles și sper ca să fie, da, să fie. Domnul Despa, pentru a localiza mai bine acest parc, el pleacă chiar de lângă liceul tehnologic și până la adevăr. Sau sigur, după proprietatea. După proprietatea. Dar nu ați reușit ca să obțineți... Am avut discuții și am avut o primă discuție cu proprietarul casei,
Da, în ideea de a cumpăra acel teren, pentru că ar fi un mare lucru, pentru noi să deschidem spațiul între liceu și acest parc. Nu am avut niciun aviz pozitiv, niciunul negativ. Deci suntem în faza de discuții. Sigur, noi urmărim să eficientizăm cheltuirea banului public, nu putem să aruncăm niște bani la prima strigare, dar intenția noastră este de a cumpăra acest teren, da? Și de a cumpăra și terenul dintre ANL și viitorul parc. Eu știu, în perioada... Din ce am văzut, da. Pe imagini arată să arată să devină acel parc, dar sigur. Cu această casă lângă, mi se poate să arată ce au pe vacă. Știi? Eu sper să reușim să-l convingem pe om și, sigur, să fie... S-a mai încercat cumpărarea casei și la momentul respectiv primăria n-a alocat resurse. Domnul fost vicem șoptește, nu cer. S-a ducă știe. O altă problemă legată de frumusețarea orașului Dărmănești. Cei care intră în impact vizual cu Dărmăneștiul sunt cei care trec pe drumul național. V-aș ruga, vreau să-l zic la pic diverse, dar o ridic acum. V-aș ruga să găsim fonduri necesare ca să reușim să facem și mai ales zona gării. De la pod, de la podul care duce în Josen și până la ieșirea spre la bază, de la bază, că acolo ar fi bine să... Deci avem un proiect de hotărâre chiar astăzi, pe ordinea de zi, care vizează creșterea impozitelor pe terenurile municipale. Da, veți vedea pe ordinea de zi. Este o primă măsură care va duce la schimbarea, să zic eu, aspectului. Da? Avem și noi partea noastră de contribuție, trebuie și cetățeanul și ceilalți care... Fără sunt... Fără da, fără probleme, da. Mulțumesc. Domnul președinte, spuneți la vot, dacă mai sunt întrebări. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Pădurariu. Am votat. 17. Unanimitate, da? Da, da. La același proiect. Proiect de hotărâre privind proiectul amenajare spațiu verde de tip SCOAR, oraș Dărmănești, și a cheltuielilor aferente. Avizează Comisia Buget Finanțe și Comisia Urbanism. Comisiile de specialitate s-au întâlnit, s-a discutat, s-a votat. Pentru proiect, e nevoie de două hotărâri de Consiliu, da? Doamna secretară a pus un pic anapă, dar a pus întâi indicatorii și după aia 12 proiect. Deci, în primul rând, aprobăm proiectul amenajare și în a doua hotărâre indicatori. Deci, dumneavoastră ați aprobat indicatorii întâi și acum aprobați proiectul. Suntem un pic invers, tot am zis cu carul înaintea și mergem pe varianta statura asta ca să nu mai ieși. Da. Dacă sunt întrebări, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă, abține? Unanimitate de votări. Da. Trecem la punctul 13. Dai să prezentă. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirea cuantumului chirie aferente locuințelor ANL din orașul Dărmănești pentru titularii de contracte de închiriere, avizează Comisia Buget Finanțe și Comisia Juridică. Aș dori aici, dacă se poate face o prezentare, adică modul cum s-a stabilit acest cuantum, ca să știe populația, că nu Consiliul Local majorează această chirie. Da. Deci, proiectul de hotărâre am să-l prezint eu. În comisie a fost colegul nostru, Ababe, care face parte din aparatul de specialitate a primarului. Am să prezint eu proiectul de hotărâre. În primul rând, în luna aprilie 2016, Guvernul României a emis hotărârea de guvern 251/2016 privind modificarea și completarea normelor metodologice a legii 152. Ce prevede această hotărâre? Această hotărâre vine și reglementează cum se calculează chiria la locuințele ANL-ului, care sunt, eu știu, mecanismele și care sunt factorii care influențează această chirie. Și aș aminti aici, eu știu, valoarea de înlocuire. Deci valoarea de înlocuire este un factor care modifică în fiecare an costul chiriei. Și în luna aprilie ar fi trebuit Consiliul Local de la acea vreme să emită o hotărâre de Consiliul Local care să facă această corecție.
în baza hotărârii Guvernului 251. Acest lucru nu s-a întâmplat și noi venim să corectăm prin această hotărâre ceea ce trebuia făcut în luna aprilie. Sigur că din chiria pe care noi o încasăm de la chiriașii ANL, o parte trebuie transferată către Agenția Națională de Locuințe. ANL-ul ne solicită transferul să fie făcut în baza hotărârii de guvern 251. Dar noi, nereactualizând în aprilie acele sume, sigur că avem o problemă pentru că oamenii au plătit mai puțin decât trebuia. Această hotărâre de guvern face pentru prima dată o separație între tinerii până în 35 de ani și cei peste 35 de ani. În anexa 1 veți găsi, și cred că ați primit materialul, ca să nu avem iar să o cer pe doamna secretar, în anexa 1 aveți dumneavoastră acolo tineri cu vârstă până la 35 de ani și în anexa 2 oameni care au peste 35 de ani. Veți avea acolo o cotă a autorității publice. Deci autoritatea publică are, adică noi avem obligația să punem acolo un mic procent pentru a plăti cheltuielile de întreținere. Ce avem noi acolo? Și reparații? Ce mai avem acolo? Legiuitorul dă dreptul autorității publice să meargă până la 1%. Datorită faptului că aceste hotărâri de guvern duc la creșterea chiriei, noi am, autoritatea publică, am ales valoarea cea mai mică, adică de 10 ori mai puțin decât ne dădea voie legiuitorul. Adică noi am pus 0,1%. Acele cheltuieli de întreținere și ce avem noi acolo cu ANL-ul, reparații și am, recent am schimbat centrala și am dat 100 și ceva de milioane. Deci acel 0,1% este minimum minimorul. Puteam să reducem până la 1%, dar, repet, îngreunam și mai mult situația chiriașilor. Deci în anexa 1 și 2, astăzi aprobăm costurile pe care trebuia să le aprobăm în luna aprilie 2016. Legiuitorul vine și spune că acești chiriași din aprilie și până la zi trebuie să plătească diferența. Pentru că noi trebuie să transmitem acele cote către ANL. Mai mult decât atât, în proiectul de hotărâre veți găsi, da, la articolul 2, se aprobă cuantumul chiriei aferente locuințelor ANL pentru titularii de contracte de închiriere conform anexelor 3 și 4, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, începând cu data de 1 noiembrie. Adică ce s-a mai întâmplat? Din nou a venit Ministerul de Resort și a emis ordinul 1077 pe 2016, care din nou modifică acea valoare de înlocuire și care din nou mă duce la o creștere nu foarte mare, e o creștere destul de sensibilă de această dată, începând cu data de 1 noiembrie 2016. Și în baza ordinului 1077, toată această chirie, deci ce aprobăm noi acum, este valabilă pentru 2017. Deci, am venit cu această hotărâre. Prima parte, anexa 1 și 2, face corecție din aprilie 2016 și până la 1 noiembrie, iar partea a doua, articolul 2, anexa 3 și 4, în baza, așa cum spuneam, ordinului 1077, face corecție, sau, să zic așa, stabilește chiria începând cu 1 noiembrie 2016 și pentru anul viitor. Sigur că noi nu avem de ales, pentru că este o hotărâre de guvern care reglementează foarte clar cum trebuie stabilite aceste taxe. Repet, cota noastră este foarte mică, este de 10 ori mai mică decât aveam dreptul să o punem, da? Alte primării din județul Bacău merg cu cotă maximă, să zic. Merg cu cotă maximă. Noi am venit și am propus ca pentru tinerii până în 35 de ani să mergem cu cotă 0 și veți vedea dumneavoastră acolo la anexa 1 și la anexa 3, cred că în tabelul pe care îl aveți, aveți undeva cota autorității publice locale 0. Adică venim și Consiliul Local renunțăm la acea, nu știu, sumă care era destul de mică, 0,1, renunțăm pentru că în viziunea noastră familiile până în 35 de ani sunt mai în nevoie. Peste 35 de ani, anexa
2 și anexa 4 au cota autorității publice locale de 0,1%. Deci, repet, de 10 ori mai mult decât, mai puțin decât am fi avut. Deci, cele două tipuri de anexe. Primul set, anexa 1 și 2, reglementează ce trebuia făcut de la 1 aprilie până la zi. Al doilea set de anexe 3 și 4, defalcat până în 35 peste 35, reglementează ce trebuie făcut și aplicat de la 1 noiembrie încolo. În tabel aveți tipul de locuință, n-am venit cu nume și mai știu eu ce, aveți fiecare apartament, suprafață, toți coeficienții care influențează acest cost. Dacă aveți întrebări, vă rog. Sunt perfect de acord cu această lege dată de guvern și așa. Singura parte care nu înțeleg este cea cu plătitul retroactiv din urma aprilie până la urma noiembrie. Nu mi se pare un lucru normal, omul nu a fost anunțat de această majorare. Da. Sunt șase sau șapte luni. Și ordinul de ministru spune foarte clar că aceste sume trebuie transmise către ANL, către ANL, deci sumele astea care se colectează trebuie să transmise către ANL, iar Consiliul Local nu are legal dreptul să vină și să spună, domnule, de exemplu, avem 300 de milioane vechi din aprilie și până acum. Dau un exemplu, da? Le punem noi. Noi ne dăm această hotărâre, da? Intrăm în legalitate, deși este destul de târziu, intrăm în legalitate și trebuie să recuperăm aceste resurse pentru că avem presiunea ANL București care cere sume. Deci nu putem să așteptăm, nici nu putem să cofinanțăm noi, să venim să spunem, doamne, plătim noi nu știu care sumă, care ar fi trebuit și în acea hotărâre de guvern și în ordinul ministrului se face trimitere că se vor recupera aceste sume de la data intrării în vigoare a actului normativ. Adică cei care nu, de exemplu, cei care nu au mai prins ANL-ul din anumite motive. Va trebui să plătească, din urmă. Deci cei care astăzi nu mai sunt pe lista de priorități, va trebui să-și plătească pe perioada cât a stat acolo. Păi altcineva cine plătește? Sigur, deci sunt măsurile pe care compartimentul impozite și taxe și serviciul venituri le va pune în mișcare și va trebui să recupereze. Adică noi venim și spunem, Doamne ferește, dacă nu ne spunem să recuperăm anumite sume, care nu sunt, nu credeți că sunt foarte mari, oricine, putem merge pe varianta, eșalonăm, vedem, găsim soluții, dar nu permit și Consiliul Local nu are dreptul ca în momentul de față să vină să spună nu, domnule, noi le ștergem noi, pentru că cineva va, sigur, solicita aceste sume. Foarte bine partea cu eșalonare. Discutăm de eșalonare, discutăm de orice. Chiria o să crească de la 3.600.000, înseamnă 2.400.000. Îți minim 6 luni de zile, 15 milioane, care reprezintă de 10 ori mai mult chiria pe o lună, este o sumă destul de mare. Deci vom gândi mecanisme de recuperare împreună cu cei de la ANL, mai ales într-o perioadă în care costurile cresc acum și cu centrală și cu ce. Discutăm, ideea este ca noi să intrăm în cadrul legii și să parcurgem etapele pe care le avem. Repet, problema asta este la nivel național, nu este cazul Dărmăneștiului. În toate localitățile care au ANL, lucrul ăsta se întâmplă. Celelalte primării au dat deja aceste hotărâri privind recuperarea din spate, da? Și o să ne consultăm, vedem care sunt cele mai, să zic, elegante metode, în așa fel încât să nu devină această recuperare o povară pentru cei care lucrează. Mulțumesc. E corect, am înțeles că e ordin al ministrului pentru această treabă, dar noi putem face totuși pe reprezentanții noștri ierarhici o întâmpinare la ordinul ministrului, pentru că eu nu văd care mai e ajutorul acestor tineri dacă iau 3.500.000 pe chirie pe lună. Pentru cât această construcție ANL se amortizează în 60 de ani, de ce nu împărțim acești 45.000 euro cât ar veni un apartament pe 60 de ani, să vedem cam cât ar veni să nu-i forțăm pe acești tineri să amortizeze. Eu am avut discuții legate de acest act normativ și am solicitat parlamentarilor de Bacău, cât mai e timp, da, cât mai e timp, să fac o interpelare în sensul ăsta, dar la ora asta actul normativ produce efecte și el trebuie pus în practică. Și doi la mână, să știți că este o strategie a ANL București de a demara un proiect major de construcție de noi ANL-uri. Și am primit, așa cum spuneam în comisie, acum două săptămâni, o adresă de la ANL, prin care ne solicita
să dăm un răspuns vis-a-vis de nevoia de locuințe ale Îndărmănești, dacă și noi avem nevoie, dacă mai trebuie construit un bloc. Sigur, și din aceste resurse pe care ei le colectează, de aia a crescut valoarea de locuire, au în intenție să construiască noi bloc. Deci asta este viziunea ANL da. Deci dacă o să dea Dumnezeu să interpelarea parlamentarilor de Bacău să aibă rezultat și, repet, este la nivel de țară, nu e o mofta cuiva pentru Îndărmănești sau pentru Bacău. Da, deci aceeași problemă la nivel național și eu cred că cineva se va sesiza. Dar s-ar putea ca efectele acestor hotărâri de guvern și ordinele de ministru să fie pozitive în etapa 2-3. Deci acum se colectează și s-ar putea să vedem în perioada următorilor ani nu știu câte mii de locuințe construite prin ANL și atunci sigur că eficiența va fi pozitivă. Așa vezi și vă rog. Oameni, spre exemplu, persoanele de la ANL în ianuarie au încheiat un contract cu Primăria de Îndărmănești la un anumit preț, da? Și noi, în timpul anului, schimbăm prețul. Da, am să vă spun legat de... Asta e evoluția, asta e prețul, e undeva pe el, ne schimbăm prețul. Deci, în primul rând, orice contract care se încheie între o autoritate publică și o persoană fizică sau juridică, trebuie să respecte cadrul legal. Contractul de la Îndărmănești sau contractele încheiate între primărie și cei de la ANL, n-au respectat treaba asta. În primul rând, nu ați avut, cei care erați la vremea respectivă, hotărâri de Consiliu care să reglementeze foarte clar care este mecanismul de obținere a unei locuințe. Doi, ați încheiat acele contracte fără să aveți stabilit prin hotărârea Consiliului Local lista de priorități. Da? Deci n-am avut listă de priorități. Trei, nu ați avut o hotărâre de Consiliu care să vină și să spună, domnule, avem repartiții făcute conform legii. Ce spune legea? Că noi n-am făcut altceva. Deci toate aceste contracte au fost încheiate fără respectarea, în primul rând, a legislației în domeniu. Și în ultimul rând, sau nu în ultimul rând, scrie în legislație că orice act normativ emis de autoritatea de resort, de guvern, de ordinea ministrului, când apare, acele contracte trebuie imediat aliniate cu actul normativ. Deci, o hotărâre de guvern este clar peste o hotărâre de Consiliu Local. Mai mult decât atât, în luna aprilie, pe data de 4 aprilie sau pe 15 aprilie, nu știu, pe 14 aprilie, a fost emis acel ordin de ministru prin care spunea foarte clar metodologia de calcul a chiriei și nimeni n-a băgat-o în seamă din Consiliul Local. Deci de asta, repet, nu faceți trimitere la contractele care ar fi trebuit, în opinia mea, să stea în picioare, pentru că n-au nicio bază legală. Deci obligatoriu trebuia la acel moment, deci în prima ședință din luna mai, trebuia să aveți pe ordinea de zi acest model de hotărâre de Consiliu pe care noi îl aprobăm astăzi, care, conform acelui ordin de ministru, trebuia să facă recalculare. Și atunci oamenii erau puși în teme, știa foarte clar cât au de plătit și unii spuneau, poate unii renunțau atunci, unii poate... Da, acum este târziu ca să venim și să facem... Deci astea sunt legal, eu știu, pârghile prin care noi putem interveni. Mi-am mai spus unii că știți că noi avem contract și contractul nostru. Contractul ăla a fost încheiat în condiții, nu aș spune, la limită sau chiar în afara cadrului legal. Dacă mai aveți întrebări, vă rog. Supuneți la domnul președinte că nu mai da, cine este pentru? Dacă nu mai sunt întrebări. Împotrivă. Formalitate. Nu, abținere. 16. Domnul Paieră. Și domnul Pădurară. Două abținere. Deci 15 voturi pentru și 2 abțineri. Domnul Pădurariu și domnul Pădurariu. Mergem mai departe. Aici. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în orașul Îndărmănești, județul Bacău. Prezintă Comisia Juridică. Da. Spuneam mai devreme de respectarea cadrului legal. Sigur, astăzi avem un proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor. În ședința de luna trecută, noi am aprobat lista de priorități. Așa ne cere legea și noi respectăm. Astăzi, deci pe lista de priorități din luna... Cred că din luna extraordinară, din ședința extraordinară din luna octombrie, noi am aprobat 28 de poziții, da, care îndeplineau criteriile de ocupare a unei locuințe.
Astăzi, pe lista de repartizare, avem aceleași persoane, deci cei 28. După ce se aprobă repartizarea locuințelor, ultima etapă este încheierea contractului între primărie și fiecare chiriaș. Deci ăștia sunt pașii legali. Prima dată am dat acele hotărâri de Consiliu care reglementa foarte clar criteriile, după aceea am venit în Consiliul Local cu lista de priorități, acum suntem în Consiliul Local cu lista de repartiții și ultima etapă, încheierea contractelor între părți. Deci, practic, pe această listă veți regăsi persoanele care dumneavoastră le-ați aprobat în ședința trecută la lista de priorități. Da. Dacă sunt întrebări, dacă nu spuneți întrebări. O sugestie, dacă se poate. Dacă se spune că după ce aprobăm noi, se vor semna cele contracte finale de chiriași. Nu ar fi bine să fie înștiințați de modificările și la chirii și la tot, pentru că știm foarte bine, mai sunt câteva persoane care nu au posibilități foarte mari materiale. Automat îi trage în jos și pe ceilalți. Pentru că totul este paușal. Doamna consilier, am avut o primă discuție cu cei de la mine. În mare, oamenii știau despre ce este vorba. Înștiințarea o facem după această ședință de Consiliu, pentru că mai devreme am aprobat anexa 1, 2, 3 și 4, da? Deci noi vom transmite acele anexe, acele hotărâri, fiecare se regăsește într-o situație sau alta, că avem garsoniere, apartamente și ce avem noi acolo. Și sigur că, nu știu, sper să nu fie cazul, dar s-ar putea, înainte de încheierea contractelor, unii să renunțe. Și dacă vor renunța, asta e. Deci sigur, întâi facem cunoscută valoarea chiriei, pentru că noi, lucrurile se leagă, noi în contract nu puteam să trecem altă valoare decât cea prevăzută în anexa 3 sau în anexa 4. Pentru că contractele încep să curgă de la 1 noiembrie. Și ordinul ministrului intră în vigoare de la 1 noiembrie. Vedeți că toate sunt legate. Și atunci, la discuții, noi vom comunica, vom pune oamenii ăștia în cunoștință de cauză și dacă sunt situații în care unul nu reușește să, eu știu, să facă față acestor chirii, va renunța înainte de a încheia contractul. Deci cam așa stau lucrurile. Ele sunt legate și sunt condiționate nu de noi. Repet, ați văzut, până 35 de ani noi avem cotă 0 și peste 35 de ani 1%. Asta influențează foarte, foarte puțin costul chiriei. Dar valoarea crește din cauza acelei valori de înlocuire și actelor normative în vigoare. Sigur că facem, cu siguranță vom face luni, discuții, notificări. Eu cel mai ușor îi chem aici, pentru că am avut, de la ultimele ședințe, am avut una sau două întâlniri cu cei care se află pe lista de priorități și de repartiții, am avut discuții, am chemat, am informat, oamenii au venit, dincolo de contracte și ce mai avem noi acolo, au mai venit și cu problemele pe care le au dumnealor acolo, legat de parcare, legat de, eu știu, boilerul care a început să facă probleme, legat de acea centrală pe care am schimbat-o. Deci avem permanent discuții în așa fel încât să venim și în sprijinul lor. Adică nu ne propunem să fim povară, ci venim și în sprijinul lor. Inclusiv loc de joacă, să știți că au solicitat loc de joacă, sunt familii tinere, au copii mici, au zis, domnule, loc de joacă. Chiar s-au bucurat când au zis că în vecinătatea ANL-urilor vom gândi proiectul ăsta de parc. Da, deci avem discuție continuă. Din câte știu, cele două locuințe ale Regiunii Veronese sunt 36 de apartamente, da? Și da. Sunt ocupate de 28. Pentru celelalte 8 rămase sunt cereri? La momentul discuției este o singură cerere. Ne-am lăsat deschisă o perioadă de depunere a dosarelor, adică continuu pot veni cetățeni să solicite, se face din nou la 2-3 dosare, se strânge acea comisie, se face analiza dosarului respectiv, cei care îndeplinesc condițiile vor intra în ședință de Consiliu cu lista de priorități și lista de repartiții, da? Deci dacă avem un dosar care e bun și care îndeplinește condițiile, imediat până la ocuparea întregii capacități. Deci e deschisă lista, oricine poate veni, oricând să solicite fără niciun fel de probleme. Care îndeplinește condițiile, repet. Și tot ce avem noi la ora asta în vigoare. Deci nu avem nicio treabă. Sigur, la viitoarele ședințe de Consiliu veți avea pe ordinea de zi punctual proiecte de genul ăsta. Da.
Dacă nu mai este nicio postulare, atunci trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate, 17 voturi pentru. Trecem la punctul 15 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de toamnă-iarnă 2016-2017 în orașul Dărmănești, județul Bacău. Advizează Comisia Urbanism. Comisia Urbanism s-a întâlnit. Da, am să, deci avizul a fost favorabil. Două mici comentarii să zic că vreau eu să fac la acest proiect de hotărâre. Este normal ca noi să avem un program aprobat, operativ, aprobat prin Consiliul Local, legat de perioada toamnă-iarnă 2016-2017. Sunt niște măsuri pe care noi le-am trecut aici și pe care cu responsabilități, termene și așa mai departe. Îmi doresc, așa cum am spus în comisii, ca dezăpezirea pe raza orașului Dărmănești să o putem face noi, mă refer la primăria orașului Dărmănești, cu utilajele din dotare. Suntem la acest moment în grafic cu aprovizionarea cu nisip și alte materiale, material antiderapant. Suntem în, să zic așa, în grafic și cu revizia utilajelor ce ține de buna funcționare pe perioada de iarnă. În condițiile în care vom avea o iarnă normală, eu sunt convins că vom putea gestiona eficient dezăpezirea de pe raza orașului. Dacă, Doamne ferește, sunt, eu știu, valori ale stratului de zăpadă care depășesc normalul, poate vom apela și la închirierea unui utilaj sau, eu știu, de la persoane juridice, în așa fel încât să putem face față. Am mers pe ideea de a genera acest program operativ pentru, repet, a, eu știu, cheltui cât mai eficient banul public, pentru că de obicei când se externalizează serviciile astea, costurile sunt cu 30-40% sau chiar mai mult, mai mari. Dacă aveți întrebări, cu mici corecții care le-am discutat noi în comisie cu zona Sălături, deci să știți că avem în vedere orice străduță de pe strada orașului Dărmănești, da? Deci este și Sălături cu peste tot. Încercăm acolo unde terenul este mai, să zic așa, strada e mai neprielnică, având pantă și mai știu eu ce, vom folosi tractor și așa mai departe, unde e mai bun, avem camioane. Deci am încercat să acoperim, ținând cont de resursele pe care le avem în acest moment, întreaga suprafață orașului. Eu m-aș referi, domnul primar, ca să nu avem probleme la iarnă, când nu intervine chiar în chestie. Fără probleme, domnul Am mai avut probleme așa, deci, fără probleme, când nu intru pe strada asta, nu am dispoziție. Vă garantez că va fi prezente utilajele primăriei și în cartierul Sălătruc și vom ancate pe absolut peste. Da? Vom avea un grafic, cred că vom lucra pe timp de noapte, în așa fel încât dimineața copiii și ce avem noi acolo, oameni se poată merge la servici. Deci e un program pe care eu cu siguranță îl voi gestiona până cu aparatul de specialitate, fără probleme. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate s-a votat și acest proiect. Nu, nu, nu. La dumneavoastră e în unanimitate. 16. În viața de am văzut. Abținere sau împotrivă? Abținere. Da? Mergem mai departe. Trecem la punctul 16. Proiect de hotărâre pentru stabilirea criteriilor, condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate în teritoriul intravilan al UAT, oraș Dărmănești, și a impozitului pe teren pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv. Avizează Comisia Buget Finanțe și Comisia Juridică. Da, am să fac o scurtă prezentare înainte de a intra pe fond. Necesitatea acestui proiect de hotărâre. Spuneam la comisii că în luna noiembrie 2015 Consiliul Local de la acea vreme a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor pe raza orașului Dărmănești. La ultimul articol spunea că în baza legislației în vigoare și vorbim de codul fiscal pot fi majorate aceste
taxe până la 500%, în condițiile în care vor fi stabilite criteriile, da, de majorare. Sigur că s-a dat acea hotărâre de Consiliu și nu s-a mai făcut pasul 2, adică stabilirea acelor criterii sau condiții, am zis noi, de majorarea impozitelor pe clădiri și terenuri neîngrijite. Poate că la acea vreme s-a gândit că nu e o nevoie, nu e o necesitate să aprobăm aceste criterii sau acest proiect de hotărâre. Vreau să vă aduc la cunoștință că pe raza orașului Dărmănești avem clădiri aparținând atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice și terenuri situate în intravilanul orașului, care sunt într-o stare de degradare foarte avansată și care dau un aspect neplăcut ochiului, să zic așa, pentru că inclusiv dumneavoastră în calitate de consilier ați venit și mi-ați adus la cunoștință că sunt clădiri care prezintă pericol de prăbușire. Vă dau concret exemplu de la, din zona gării CFR, clădiri care aparțin regionale CFR și care în acele clădiri copiii intră, se joacă și oricând poate să se întâmplă un necaz. Avem terenuri cu nemiluită pe raza orașului Dărmănești, dau punctual exemplu zonei Sălătruc sau parcurile de la rafinărie care sunt proprietate private și care nu sunt îngrijite și noi nu avem alte mecanisme de control și de intervenție decât măsuri de genul creșterea până la 500% a acestor impozite. Sigur, avem foste incinte industriale care astăzi sunt într-o stare avansată de degradare și care, deși am trimis notificări și noi și cei care au fost la conducerea primăriei în anii din urmă, nu, administratorii nu au luat niciun fel de măsuri, da? Și atunci o măsură coercitivă este și acest proiect de hotărâre care vine și spune foarte clar în ce condiții Consiliul Local poate să majoreze până la 450%. Deci vedeți că din nou am fost foarte, să zic așa, maleabil și nu am pus 500%, cum spune codul fiscal, da? Și am mers pentru punctaj. Deci ați văzut, am aprobat un regulament. Acest regulament reglementează foarte clar în ce condiții Consiliul Local poate să crească acest impozit. Am spus că până la un punctaj procentual de 29% nu majorăm, adică avem bună credință, să nu credeți că dacă i-a căzut varul de pe perete unui cetățean, noi o să venim cu măsuri de constrângere. Da? Sunt niște măsuri nepopulare pe care noi trebuie să le luăm și eu mi-am asumat în momentul în care am ajuns primar că avem nevoie și de măsuri nepopulare de constrângere care să vină la pachet cu efortul primăriei de a schimba fața orașului, da? Deci până la 29% nu se întâmplă nimic, vom avea doar discuții cu proprietarii în sensul bun de a-și, eu știu, schimba aspectul fațadei și ce mai are acolo. Creștem cu 250% pentru procent între 30 și 60%, da? 350% dacă trecem peste 61% până la 80% și mergem cu 450% între 81% și 100%. Discutăm de clădiri și discutăm și de terenuri neîngrijite situate în intravilanul orașului. Aveți și pentru intravilan. Vă dau un exemplu de teren neîngrijit în zona noastră. Dacă mergeți pe Forestierului, veți vedea în dreapta, acolo unde este organizat șantierul celor de la firmei care a făcut canalizarea pe raza orașului Dărmănești, un dezastru la un pas de kilometru zero. Proprietarul care este acolo nu e nici gard, niciun fel de probleme. Am avut destul de multe discuții pe tema asta, notificări și așa mai departe. Dar nu s-a întâmplat nimic. Fostul MTF. Deci este doar un exemplu. N-are rost să spunem cine e proprietar. Este o persoană privată, da? N-are niciun fel de treabă cu acel teren. Noi vom parcurge acest regulament, veți vedea că la articolul, e un lucru foarte important, deci la articolul 2 al proiectului de hotărâre, la aliniatul 3, am spus așa, clădirile și terenurile care intră sub incidența aliniatului 1 sau 2, adică vorbim de terenuri și de clădiri, da? Se vor stabili prin hotărârea Consiliului Local conform elementelor de identificare și la 4 spunem așa. Hotărârea prevăzută la alineatul 3 va avea caracter individual, adică
cu fiecare clădire și cu fiecare teren vom veni în Consiliul Local și dumneavoastră veți aproba hotărâre de Consiliu cu caracter individual. Deci nu vor fi abuzuri făcute vis-a-vis de treaba asta. Sigur, așa cum s-a făcut și la ANL acel punctaj, voi numi o comisie formată din oameni cu responsabilitate, care vor face parte și din aparatul de specialitate a primarului și m-aș bucura ca și din rândul Consiliului Local să facă parte câte un consilier, pentru că pe raza lui de competență acolo cunoaște foarte clar situația, da? Și acea comisie va face acel punctaj care va încadra clădirea în intervalul de impozitat. Deci înainte de a parcurge etapa asta, noi vom transmite și o notificare, deci vom face o primă evaluare a, eu știu, primelor 20-30 de locații care creează disconfort major în Dărmănești, vom transmite o notificare și vom da un termen de rezolvare, dacă vom vedea că nu există din nou deschidere din partea proprietarilor, pentru că sunt unii proprietari care chiar au resursă financiară. Deci chiar au resursă financiară, da? Vom trece imediat în etapa a doua la proiectul de hotărâre și vom stabili. Dom'le, criteriile sunt așa, între 400 și, sau 300% creștem. În așa fel încât acea hotărâre de Consiliu Local cu caracter individual să poată fi operată de serviciul venituri din cadrul primăriei și să poată să fie făcută corecția în sensul crescent. Deci dacă găsim înțelegere, repet, nu avem niciun interes, dacă vom găsi, și să știți că nu, această hotărâre nu este un abuz. Deci vom ține foarte clar cont și de resursa financiară, dar și de bunăvoința omului. Mai vin cu completarea și o să închei, vă las să puneți dumneavoastră întrebări dacă aveți. Sigur că și noi avem obligațiile noastre, mă refer la primărie. Adică nu poți să-i ceri vecinului, domnule, ți-a căzut casa și poți nu știu ce și ți impozitezi de 400%, îți spun impozit mai mare, iar șanțul din față sau strada din fața casei lui e praf. Pentru că o să ne bată oamenii obrazul și spună, domnule, dumneata, în calitate de primar, vii și îmi spui mie că nu mi-a acoperișul casa sau terenul muncit, dar strada unitare arată mai rău decât peretele casei mele sau mai știu. Deci și noi avem, ne obligă și pe noi. E o responsabilitate pe care, da, ne-o asumăm toți. Cerem, trebuie să oferim. Este un principiu corect, normal și eu sigur îl voi aplica. Deci atâta timp cât strada mea este jalnică, mă doare cumva obrazul să mă duc să-i spun omului să-și repare. Dar găsim înțelegere. Vă rog dacă aveți un termen. Să știți că nu vă invidiez deloc după ce va trece acest proiect. Și vă spun de ce. Pentru că din Dărmănești face parte și cartierul de rol. Deci, vedeți dumneavoastră că eu n-am făcut trimitere. Nu, eu am făcut. N-am făcut trimitere. Eu am făcut-o pentru că... Este aplicabilă pentru tot. Știu, sunt convins și nu mă îndoiesc de lucrul ăsta. Stau și mă vedeți pe momentul care supunți un impozit de 450% acestor lor. Și ei vor să plătească, pentru că asta fac, ei nu plătesc. Ce o să faceți? Ce o să facem? Da. Eu aș merge pe ideea că toți cetățenii trebuie să tratați cu aceeași unitate de măsură. Îi tratez la fel. Și aș vrea să vă spun un lucru. Până în luna iulie, am mai spus-o și o repet. Acele procese verbale de amendă, da? Nu au fost operate în evidența electronică a aparatului de specialitate primară, da? Lucru care înseamnă o chestiune ilegală. Deci nu ai voie, conform legislației în vigoare, să faci lucrul ăsta. Deși s-a întâmplat, la Dărmănești s-a întâmplat. Undeva peste 6.000 de procese verbale de amendă nu au fost operate. Și stăteau undeva în stand-by. Și venea cetățeanul și avea, când solicita certificat fiscal, zero datorii. Deși el avea 100 și ceva de milioane datorii la primărie. Acești romi, și nu numai romi, atenție, deci nu vreau să împărțim, s-au învățat cu ideea că nimeni nu le face absolut nimic. Și au zis, și ce dacă îmi dai dumneata sau poliția amendă? Mai am încă 20, nu s-a întâmplat nimic. Ei, iată, s-a schimbat lucrurile și astăzi 1000 și vreo 300 de procese verbale din cele 6000 au fost operate, că se lucrează într-un ritm destul de... care totalizează undeva 1.400.000 de lei. Și care, dacă ne ducem și mai departe, înseamnă peste 60% comunitatea de romi.
Astăzi, comunitatea de rom sau o parte din ei, cei care vin la primărie pentru diverse, constată că în acel certificat fiscal are de plată 100 de milioane, 150 de milioane, câte amenzi a primit de cursul anului. Și au început oamenii să-și pună probleme și au început oamenii să achite din acel puțin pe care îl au. Dar noi trebuie să mergem mai departe. Deci atâta timp cât omul știe că încalcă legea și că suportă consecințele, el va trebui să aibă niște opreliște. Nu putem merge la infinit. Nu putem merge la infinit, da? Și în felul ăsta, eu cred că și acești romi, dacă ne referim punctual la ei, care nu vor respecta anumite, să zic, aspecte care vizează proiectul de hotărâre, cu siguranță vor avea probleme. Deci cu siguranță. Dar vă spun, dincolo, ținta noastră prin acest proiect de hotărâre nu este comunitatea de romi. Avem, așa cum am spus, oameni cu resurse financiare bune pe raza Dărmăneștiului, avem agenți economici cu resurse financiare bune și care nu au sediul la noi, au sediile societăților în alte zone și care au proprietăți și pe raza orașului Dărmănești și care nu ne îngrijesc. Da? Dau exemplu Sălătruc, știți foarte bine la ce mă refer, sunt acolo zone și ați venit și ați spus, domnule, se dărâmă, e pericol, nu știu ce, arată rău, nimeni nu intervine. Și atunci creștem, avem posibilitatea să creștem până la, nu la limita maximă pe care ne dă legiuitorul, 450% și o să creștem. Și la urmă noi avem alt mecanism care vine din urmă, care recuperează aceste sume. Să știți că am creat un mecanism și el este continuu deschis îmbunătățirilor. Ați văzut că în buget avem acele creșteri la toate capitole. Ați văzut că am făcut creșteri de încasări. De ce? Pentru că a început acest mecanism de recuperare să-și facă treaba. El nu este eficient la acest moment, ținta mea este alta, dar veți vedea că dacă ne facem treaba la partea de recuperare a veniturilor, în primul rând, oamenii intră în legalitate și știu că, domnule, dacă nu-mi curăț terenul sau nu-mi curăț casa sau ce am eu acolo, am o problemă și îmi plătesc mai mult. Și în al doilea rând, eu voi avea mai multe venituri la buget ca să putem rezolva problemele tot a cetățenilor, că altceva... Deci se poate merge până la nivelul... Cu siguranță merge. Deci să știți că legea nu aplică. Deci legea nu aplică jumătate. Legea se aplică cap-coadă. Și toți cei care, cumva, într-un fel sau altul, sunt în afara legislației, suportă. Deci cu siguranță, da? Fără niciun fel de problemă. Vă rog, domnul Dumnezeu. Domnul Mare, eu m-aș referi aici, că sunt anumite familii care vor face la strada principală, aș fi de acord, de referitor, să ajute orașul ca oraș. Dar o să țină pe anumite străzi. Am să vă spun, domnul Dumnezeu, deci când se stabilește, ce nu știu dumneavoastră, vă spun eu, când se stabilește o hotărâre de Consiliu, un act normativ la nivel de guvern, el trebuie să fie aplicabil tuturor. Nu putem să spunem că la strada principală, noi facem diferența prin impozitare. Știți că în codul fiscal scrie foarte clar. Cel care stă în centru plătește mai mult că stă în centru, ăla care stă în cartierul nu știu care plătește mai puțin, acolo se face diferențierea. Legiuitorul. Dar nu pot eu să spun că hotărârea asta de Consiliu o să aibă efect numai pe strada energiei. Nu. Ea este, nu e normală. Deci facem discriminare. El trebuie să fie aplicabilă pe întreaga... Da. Deci sunt niște criterii care stau la baza întocmirii... Și aici doamna secretar putea să vă povestească, sigur, din punct de vedere al juridic mai mult. Dar n-avem cum să o aplicăm pe jumătăți. Toată lumea plătește la fel. Dacă nu mai sunt, mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, domnul președinte. Dacă nu mai sunt întrebări, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se abține domnul Pădurariu. Trecem la punctul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv și a statutului Asociației pentru promovarea și dezvoltarea turismului Bacău. Avizează Comisia Buget Finanțe și Comisia Juridică. S-a întrunit Comisia Buget Finanțe și Juridică. S-a discutat de... S-a primit disfavorabil. Dacă sunt discuții la acest proiect, pe hotărâre,
Obiecte sunt. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se abține domnul Diaconescu. Nu, și domnul... Și cu domnul Roman. Roman, da. 15 voturi pentru, 2 abțineri. Trecem la punctul 18 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Dărmănești, în structură organizatorică a orașului Dărmănești. Avizează Comisia Buget Finanțe și Comisia Juridică. Comisiile au dat aviz favorabil. Dacă se înscrie cineva la cuvânt... fac înainte de a merge mai departe. Am spus în comisii că la momentul în care a fost aprobat proiectul pentru înființarea Centrului Național, trebuia dată și o hotărâre care să legitimizeze, să zic, legitimeze înființarea acestui centru. A fost o scăpare, s-a omis această hotărâre de Consiliu, deși a produs efecte, au fost angajați doi oameni acolo care au gestionat centru. Sigur, pentru a, eu știu, fi funcțional acest centru, mi s-a cerut și hotărârea de Consiliu pentru, prin care se aprobă înființarea centrului. E târziu, am pățit cumva ca și cu hotărârea de Consiliu pentru calculul chiriei, care trebuia dată în aprilie. Astăzi venim și facem corecție și dăm această hotărâre pentru înființarea Centrului Național. Sper să ne fie de bun augur, să nu fie prea târziu, să nu vină cineva de la mecanismul de la Ministerul de Resort, de la mecanismul de reglementare și să ne spună că, de fapt, această hotărâre... Nu a fost înființare. Și Curtea de Conturi nu a constatat. Deci eu am cerut... Eu am cerut hotărârea de Consiliul Local, care stă la baza înființării și n-am găsit așa ceva. Deci n-am găsit, că o dădeam, vă dați seama cum mai veneam. Și mai mult decât atât, deci facem corecții. Facem corecții, mai intrăm în discuții. Am solicitat aici în hotărâre preluarea celor două posturi din compartimentul cultură, pentru că oamenii aia doi erau în compartimentul cultură. Inițial am venise cu proiectul de hotărâre înființarea și a două posturi. Eu nu mai pot înființa astăzi încă două posturi, pentru că nu e legal. Preluăm din compartimentul cultură. Așa cum am spus, își păstrează iar o aberație care mi se cerea ca fata care, inspectorul de specialitate, care a dat concurs pe inspectorul de specialitate, să o fac eu director, printr-o dispoziție a mea. Și am spus, oameni buni, dacă nu cunoașteți, vă spun eu. Deci eu nu pot să dau dispoziție de anumit director pe cineva. Aceste posturi se ocupă prin concurs, da? Concursul de la acea vreme a fost de inspector de specialitate și la articolul, cred că 3, am mai spus noi că cei doi salariați preluați din compartimentul cultură își vor păstra drepturile salariare aferente funcțiilor ocupate în compartiment. Adică nu punem director pe cineva care nu a dat concurs pentru așa ceva. Da, eu sper că hotărârea să fie de bun augur și să poată să avizeze favorabil centrul. Întrebări dacă mai aveți? Dacă nu, mulțumesc, domnul președinte. Vreau să fac o precizare. La Centrul de Informare Turistică s-a angajat o singură persoană. Cealaltă persoană, una. Cealaltă persoană a venit de la cultură, ăsta muzical. A Petre, da. Deci vreau să vă spun ca să știți. Da, eu la mine, în organigramă, apar doi oameni în centrul ăsta. Era angajat la primăria Dărmănești. Și l-ați preluat din pentru că nu aveam bani la buget și trebuie să spunem lucrurile lor. Eu așa am preluat doi oameni în centru. De unde care a fost trasăului și istoricul. Iar eu, deci nu are examen pe postul care l-a. Ba, da. A făcut și el un curs de ghid, referent ghid turistic și l-am prin completare de atribuții, l-am trecut la... Sperăm să țină la București acolo povestea. Da. Dacă nu mai sunt întrebări, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
O să trecem, domnul președinte, la punctul diverse. Aș vrea, atenție, înainte de a vă scrie la cuvânt, vreau, deci păstrăm modelul nostru, da? Vreau să vă fac o scurtă informare, în așa fel încât, dumneavoastră, cei care aveți, eu știu, întrebări legate de anumite aspecte la care eu răspund, să nu le mai puneți. Și mai facem ceva. Eu aș vrea să ne foarte scurt să fiți dumneavoastră, ca să poată toți, eventual. Nu ține mai mult de 3 minute. Stabilim minute, 2 minute. Fiecare să da? Da. 2 minute ca să nu ne lungim foarte mult. 3 minute, da? 3 minute că sunt, da. Bun. În primul rând, am rămas dator la dumneavoastră cu o informare legat de ce se întâmplă cu proiectul de protecția malului stâng și regularizare curs Trotuș a urmă de cartier Pobunii. Ați văzut în ședința de data trecută, a venit domnul Simion și ne-a povestit multe și mărunte. Eu aș vrea să transmit un mesaj cetățenilor din cartierul Pobunii că acea amenajare de mal stâng a fost prioritate zero a Consiliului Local și a mea în speță, dar prioritate maximă, să zic așa. Sigur că spuneam mai devreme că eu respect absolut toți pașii legali și noi acolo am avut nevoie de un proiect cum să facem noi intervenția acolo. Am primit prin hotărârea Guvernului 50.000 de RON pentru reabilitarea acelui mal. Da? Aici avem câteva schițe cu proiectul făcut de firmă specializată. Noi am scos pe SEAP proiectarea și execuția lucrării respective și a fost câștigată de Hidroconstrucția Bacău, deci o firmă care are atestat în domeniu și care a făcut multe lucrări de acest gen. Da? În urma discuțiilor aflate cu dumnealor, proiectantul a venit și cu următoarea propunere, ținând cont și de resursa financiară. Deci am plecat de la 50.000 de RON, pe care îi aveam noi cu tot cu TVA. Da? Și a venit și s-a făcut aceste praguri de rupere, au zis dumnealor, în amonte, mult în amonte de zona de interes, în așa fel încât să dirigeze, pentru că aici aveam un curs de apă destul de, un braț al Trotușului destul de mare, să dirigeze pe canalul vechi. După ce s-au făcut acele praguri de rupere, s-a trecut la reabilitarea să zic așa, malului stâng, pe o distanță de 300 de metri. Vedeți că spune aici și foarte pe scurt despre ce este vorba. Noi am, ca această lucrare să fie făcută serios, am fi avut nevoie de 5 miliarde să facem o lucrare care să fie, eu știu, o lucrare care să apere cetățenii. Noi am gândit proiectul în așa fel încât el să poată fi completat dacă anul viitor avem resurse financiare, cu arocamente în zona dinspre cursier. Da? Deci aici se face acest dip pe 300 de metri, da? Undeva în zona, în această zonă este casa acelui rom, dacă nu știți. Da, undeva aici, deci mergem mai sus, mai sus de, mai sus de, de zona asta. Sigur că aici digoarele țin și în proiect avem date cât de lat, cât de lung și așa mai departe. S-a adâncit aici pentru că proiectantul a spus că zona asta este o zonă de o insulă pe care au crescut copacii vechiți și așa mai departe. Și a zis că nu trebuie afectată zona asta pentru că ține foarte mult ca și protecție. S-a adâncit acest canal de scurgere pentru că nu avea material de unde se ia. E vorba de 5.000 de metri cubi care sunt dislocați și să facă partea asta de protecție. Aici, digul și cei care ați trecut pe acolo ați văzut că se lucrează, ar rezista în condițiile unor ploi, cum am avut în luna primăvară, fără niciun fel de probleme. Deci dacă am avea ploi și debite, cum au fost în luna mai-iunie, n-ar trebui să avem niciun fel de probleme. Dar ei solicită ca anul viitor să venim, să alocăm din nou resurse și să venim cu niște arocamente pe partea dinspre cursul apei. Adică niște stânci mari care să vină și să poată proteja, pentru că dacă nu avem acest baraj de arocamente, cum zic ei, practic la o viitură mai puternică, la 2005. Acest dig la 2005, apele din 2005 nu rezistă. Da? Deci noi am luat resursa financiară 50.000 de RON cu tot cu TVA, deci dacă vă uitați în deviz și cu proiectare și cu absolut tot, se face lucrarea asta pe lungimea asta de 300 de metri. Aici, pe acest dig,
Eu am cerut ca să fie nivelat, ca mașinile noastre să poată intra pe acest dig și să ajungă până în zona din Almontes cu arocamente, da? Deci dacă vom reuși să identificăm o resursă de arocamente mari, asta însemnând bolovani mari, de mari dimensiuni, o tonă sau chiar mai mari, să putem să venim, da? Și să tot depozităm în zona asta. Sau, invers, de la pod, că aici avem fila podului, sau de la filă să venim în Almontes. Oricum, este o lucrare care astăzi răspunde nevoii pe care noi, nevoii financiare pe care noi am avut-o acolo, da? Deci din 50.000 de lei nu poți să faci mare lucru, dar reușește să protejeze partea de, eu știu, de familie din zona respectivă. Dar programul de amenajare aproape nu continuă. Da, deci programul de amenajare și bine că ați ridicat domnul colonel problema. M-am interesat de acest program de amenajare, am văzut ce prevede acel program pentru acest tronson, da? Să știți că lucrarea pe care noi o facem vine în sprijinul acelui program, adică nu trebuie demolat ce am făcut noi 5.000 de metri cubi, da? Și la acest moment, din informațiile pe care le am, resursele financiare nu sunt în totalitate, se pare că au ceva resurse financiare și, sincer, nu cred că în perioada imediat următoare vor începe lucrări în zona respectivă. Deci, mi s-a spus că, da, este în intenție, până în 2020 ei au un calcul să rezolve. Era un program Da. Adică... Nu Galvalea Mântră, nu era pe Galvalea. Era un program prin Banca Mondială și Apele Române. E un program mare. Da. Deci, acum, dumneavoastră veți decide dacă în proiecția de buget pe anul viitor putem veni cu niște resurse să completăm cu arocamente, da? Deci aici se vede mai bine digul, deci aici este digul, da? Și în proiect avem exact, la bază sunt locuri care are 20 ceva de metri lățime, da? Digul pe toată lungimea lui, aici este canalul de scurgere. În cazul în care am avea o problemă și arunc acele epuri de sus, apa să poată veni, să fie dirijată pe canalul respectiv. Aici este insula de care spuneam. Aici am avut niște grinduri, niște diguri făcute în anii anteriori, care sunt cât de cât protejează. Noi acolo amont avem problema respectivă. Avem secțiuni de profil și așa mai departe. Deci, dacă am venit cu o completare de arocamente pe zona asta, ar fi o treabă serioasă. Arocamente am avea suficiente. La Dărmănești, la Râpa Floarei, acolo unde a venit tot malul până în drum și a blocat drumul, Valea Ultimei l-a blocat cu o porțiune de 20 de metri. Cred că am avea arocamente suficiente să le mutăm într-un termen. Am ținut să vă prezint proiectul ăsta ca să luați cunoștință de el, să luați cunoștință de propunerile proiectantului, da? Acum, dacă anul viitor vom avea resurse alocate pentru a finaliza digul ăsta, nu știu ce înseamnă, da? Sigur că proiectantul va veni și va spune, domnule, am nevoie de ce fel de arocamente și de unde le luăm și așa mai departe. Noi avem o problemă și cu arocamentele astea, trebuie să avem avize de unde le luăm, că nu le putem lua. Eu am venit cu propunerea bună, ducem pe Izvorul Negru, că mai avem niște bolovani acolo și luăm. Și a zis, nu pot, domnule, să fac așa ceva, pentru că îmi trebuie avize și așa mai departe. Dar este o țin, da? Deci dacă noi ne propunem să continuăm investițiile, că domnul președinte, în ședința de data trecută, ne-a solicitat și o informare a proiectului pe care le avem în derulare pentru 2017. Deci dacă ne propunem, ăsta este un proiect care poate fi continuat, da? Cu acele arocamente și sigur ar însemna o garanție pentru cetățenii din cartierul respectiv. Atât aici, da, vă rog. Lucrările nu sunt terminate acolo. Nu, se lucrează. Deci lucrările sunt în curs de execuție. Ei au ca și termen, adică au venit cu un termen din ăsta foarte, domne, până pe data de 5-6 noiembrie, gata, terminăm, închidem și așa. Să dea Dumnezeu, dar nu cred la volumul ăla de metri cubi care l-au ei acolo. Până acum au dislocat 2.000 și ceva de metri cubi din 5.000 și ceva. Deci s-ar putea să termine dacă lucrează, pentru că sunt presați de alte lucrări, pe unde mai au ei lucrări, și sunt presați și de vreme. Adică dacă, Doamne ferește, gheață, ninge și mai știu ce, e mult mai greu să... Și mi-au spus și astăzi, în timpul ședinței, m-au sunat inginerul care e șef de lucrare acolo, să mă duc să văd anumite chestii. Bun, nu știu, nu termină în 5, termină în 10 noiembrie, termină maxim în 10 zile va fi finalizată lucrarea. Să nu mai fie stresați oamenii din cartierul Păgubet, dacă e în bugetul de venituri și cheltuieli. Eu sper să prindem o sumă de bani
că e păcat din munca care se face acum și să cheltuiezi niște bani și la prima viitură să dispară. Deci eu vă spun, v-am informat ce am făcut cu resursa pe care am avut-o. Că dacă aveam, când au venit cu devizul, eu le-am cerut, domnule, vă rog să-mi spuneți ce lucrare ar trebui făcută. Și vorbesc de proiectant, nu vorbesc de execuție. Că acolo să avem garanția că dacă vom avea ploi, cum am avut în 2005, nu mi afectează cartierul. Și mi-a venit cu un deviz minim de 5 miliarde. Și am zis, pardon, că nu avem, noi aveam de 10 ori mai puțin bani. Dar pe etape putem continua. Atât am avut de informat vis-a-vis de cartierul Păgubeni, legat de al doilea punct pe care l-am eu pe ordinea de zi, iluminatul public. Știți că mi-ați solicitat în ședința anterioară informații legate de iluminat. Eu am făcut o inventariere la acel moment legat de ce nevoie am avea la Dărmănești. Deci erau undeva vreo 150 de becuri arse, da? Din total 1300 și nu știu cât. Am făcut achiziție, ce am făcut noi, până la acest moment 54 sunt montate, da? Și am aici pe stâlp, cartier și așa mai departe. Se continuă, da? Am avut, m-au sunat unii dintre colegi că e becul aprins ziua. Da, vor fi becuri aprinse ziua pentru că se montează acele becuri și trebuie să vadă dacă funcționează sau nu. Sigur, eu am ca și termen sfârșitul săptămânii să închidem cele 150 de becuri de pe raza orașului Dărmănești. Poate între timp sau mai azi 20-30, sigur că le avem în vedere. Deci am cerut în detaliu și am aici în detaliu fiecare, de exemplu, PT2, Joseni, stâlpul numărul 7, schimbat în data de 27.10. Nu stâlpul, becul de la stâlpul numărul 7, schimbat în data de 27.10 și așa mai departe. Deci pe iluminatul public lucrăm. Într-o săptămână vom fi în grafic. Sigur că se vor mai arde. Și am întrebat și eu un specialist și a zis, domnule, de obicei că sunt schimbările astea bruște de temperatură, de la nu știu cât, la minus, nu știu cât, sigur vor mai ceda dintre ele. Dar le avem în vizor. Legat de, m-a întrebat data trecută domnul consilier din Brătulești ce am făcut legat de cartierul ăla romilor. Am să vă spun ce am făcut. Am avut rectificare de buget și mi-ați spus acolo 25 de milioane pentru montarea camerelor video, da? Am cea mai bună ofertă și credeți-mă, chiar am făcut demersuri să obținem cea mai bună ofertă la 10.000 de lei. Da? Cea mai mare ofertă era 16.800 de euro, le am toate, să vedeți, da? Ce am cerut noi acolo, adică azi, să vedem, să avem nu știu ce. Deci de la 16.800 de euro, da? Cea mai bună ofertă este de 10.000 de RON, de lei, pentru camere video. Da? Asta presupune 6 camere video. Cea mai mare problema noastră este că în acea zonă nu avem linie de internet, nu avem stâlpi de iluminat public, nu avem lămpi, nu avem mecanisme de transmitere a captării de la camerele video către centrul de comandă. Am dispus montarea și cred că ați văzut astăzi, trebuie să fie montați cei 5 stâlpi la limita, deci la strada Valea Uzului, limită între cartierul de rom și cartierul de români, pe stânga tehnică vis-a-vis de cartierul de rom, da? Acolo sunt 5 stâlpi. Până diseară, cred că deja sunt montați. Acolo facem extindere de iluminat public, că n-am avut lămpi acolo, da? Deci cei care cunoaște zona, nu era nicio lampă în acel cartier. Facem extindere de iluminat. Am stabilit acolo montarea pe fiecare stâlp a unor lămpi performante cu LED care să aibă vizibilitate în acel perimetru. Și la fel pe fiecare stâlp venim cu rețeaua de camere, deci vor fi 6 camere care vor putea fi controlate dintr-un centru de comandă de aici, din fie Poliția Locală, fie Poliția Națională. Circuitul, legătura între cele 6 camere, 7 câte sunt acolo, așa și transmiterea wireless-ul datelor în centru de comandă. Deci n-am stat degeaba. Cred că în 2-3 zile am făcut achiziția și pe camere, am făcut achiziția și pe iluminat și așa mai departe. Eu le-am dat la dispoziție o săptămână să finalizeze proiectul ăsta. Deci puteți informa și cetățenii din cartierul Brătulești, suntem în această fază. Deci pe iluminatul public am terminat. Vreau să vă mai spun
încă o informare legată, mi-a cerut domnul consilier și des să fac o informare legată de Puraie, sau nu știu cine mi-a cerut Puraie. Înainte de a face o referire la Puraie, vreau să vă spun cum stăm cu consumul de combustibil. Motorică. Da? Și am aici o situație, oricine are acces la ea, vă pun la dispoziție, am făcut un comparativ. De exemplu, pe 6 luni, am luat ultimele 6 luni. Și am luat luna aprilie, mai și iunie, da? Și luna aprilie, mai și iunie s-au consumat 23.704 litri de motorină, adică 23 de tone și ceva, am defalcat pe fiecare lună, de exemplu, în aprilie 8.051 litri, în luna mai 9.488 de litri și în luna iunie 6.165. Deci total 23.704. Am făcut comparativul cu următoarele 3 luni. Da? Deci am luat 3 luni înainte de a ajunge noi aici și 3 luni după noi. Deci avem luna iulie, august și septembrie. Da? În cele 3 luni, deși lucrările, atenție, lucrările au crescut cu 300%, pentru că în luna august am avut reabilitați 24 de kilometri de stradă balastată și am curățat, decolmatat pâraile din Brătuleș, numai la pârâul, deci la pârâul și Indrilie, am scos aproape 1800 de metri cubi. Deci cu utilajele primării am decolmatat. Am cheltuit 14.300, am consumat 14.323 de litri, adică 49%, cu 51% mai puțin decât s-a consumat înainte. Și prin hotărârea Consiliului Local, aveam alocat, știți că s-a dat o hotărâre de Consiliul Local în primăvară, cu consumul pe fiecare utilaj. Aveam alocat, per total, pe cele 3 luni, 31.160 de litri, adică 31 de tone. Noi am consumat 14 tone, adică am consumat 49%, faceți dumneavoastră calculul, în condițiile în care am avut o creștere semnificativă a lucrărilor. Vă spun ce înseamnă și în bani, 800 de milioane de lei vechi, reducere la consumul de energie. Vreau să vă spun că la sfârșitul lunii septembrie încă nu terminasem cota alocată lunii august. Asta înseamnă că prioritatea mea este, repet, cheltuirea eficientă a banului public, că acești bănuți pe care noi am economisit 800 de milioane în 3 luni, și vă rog, luați datele ca să nu credeți că vorbesc tâmpenii, se duc pe alte proiecte care sunt de utilitate maximă și de nevoie maximă pentru tărmăneșteni, sigur, acele cofinanțări de care vorbeam mai devreme pe proiect. Aș vrea să vă mai spun că încă există spațiu de a mai lucra acolo, de a mai economisi ceva. Am montat la fiecare utilaj a primăriei GPS-uri și se pare că, dacă pe mine m-a costat GPS-ul ăla, nu știu cât, vreo 3.000 de lei, cred că, la 11 mașini sau 12 am montat noi și am făcut economie de 800 de milioane, eu zic că e o afacere bună și mai montăm. Pentru că se pare că nu toată această cantitate era consumată pentru, eu știu, pentru că am crescut lucrările și am scăzut cu 51% consum, foarte mult, deci foarte mult. De asta vă spuneam să aveți încredere, pentru că știu exact care sunt pașii pe care trebuie să-i fac. Vreau să merg la partea de decolmatări, că m-ați întrebat de colmatări. Am avut un program pe care mi l-am stabilit împreună cu domnul viceprimar și cu colegii pe care i-am aici, de decolmatare. La ora asta pot spune că în cartierul Brătulești, problemele sunt sub control, în sensul că pârâul Dogaru l-am decolmatat. Pârâul și Indriliei l-am decolmatat, acolo înseamnă, m-a spus, a fost un efort fantastic, aproape 2000 de metri cubi am decolmatat din pârâul Dogaru. Am mers la Șindriliei 2000 de metri cubi. Am mers la pârâul ăla de sus, cum spune. Așa, am decolmatat și acolo, nu suficient, dar nu sunt probleme, deci eu am calculat debite maxime, da? Am intrat în zona izvorului negru și ați văzut aval de izvorul negru, că am rezolvat problema, pentru că era vraiște acolo după ploile din luna mai și din luna iunie, era durere și avalul l-am rezolvat, acum lucrăm la amonte, astăzi n-am reușit să ajung acolo, dar are termen de finalizare și amontele, da? Și am putut noi din resursa pe care am avut-o și să nu prezinte pericol. Și am intrat, domnul Turtiu, că nu știu dacă ați văzut, la Sălătuc, tot ce ține de pârâul care trece prin fabrică pe acolo, pe teritoriul
fabricii, l-am terminat de curățat, avem o problemă cu, trebuie să intrăm pe niște proprietăți și era foarte moale ca ploua săptămâna trecută, am înțeles că e rezolvată problema. Mai avem o solicitare din, bun, la Procul sunt câteva solicitări, nu le vom da curs anul ăsta. Și avem o solicitare tot la Sălăduc, în spatele bisericii, pe acolo care vine. Să văd ce resursă financiară mai avem. Știți unde mai este? Este pe schemă. Exact, tu care vine, da. Atingează toate locuințele. Acolo, la Schendre, știu săptămâna asta, cred, vom deșarmanda. Aia nu este cum să vă spun, o problemă. Aia o rezolvăm, e o chestie minoră, am multe de pute. Deci cam așa stăm cu deformatările. Eu, din punctul meu de vedere, zic că suntem în grafic, da? Lucrările la centru din față, ați văzut, merg într-un ritm destul de avansat. Lucrările la șanțurile și podețele din cartierul Poiană sunt pe finalizare și mai avem de făcut câteva traversări acolo, pentru că acele traversări nu corespund noilor, eu știu, șanțuri pe care le-am făcut noi de colectare. Deja am pus șanțuri, nu avem lărgită traversarea, n-am făcut nimic. Și ca element de noutate, spuneam în comisie că am avut discuții legate de reabilitarea părții carosabile din strada Chinii. Cu o săptămână, cred, am avut onoarea și eu să-l cunosc pe directorul general de la CONIS. Pentru că am asistat orice fel de deconect din partea primăriei legat de canalizare, pentru că acele lucrări nu sunt, din punctul nostru de vedere, corecte. Și mi-a spus și dumneavoastră, mi-ați dat la cunoștință că nu sunt corecte. Și sigur că domnul director de la CONIS nu se deranja să vină la Dărmănești până nu am apăsat niște butoane care trebuiau apăsate și în secunda în care a fost cumva forțat de împrejurări, s-a urcat în mașină și a venit de la Pitești cu director tehnic, cu toată suita la mine în birou. Și pe un ton destul de agasant mi-a spus că are el informații că sunt un primar cam al dracului. Da? Și chiar mi-a și dat niște teme de casă, ce ar trebui noi să facem ca să meargă treaba, noi cu banii noștri. Și ne-am urcat toți în mașină și am plecat pe stradă. Să vedem cât de al dracu sunt eu sau cât de rău și-au făcut ei lucrat. Și am mers pe strada Orizontului și am chemat oamenii la poartă și am spus, nene, uite care e treaba, ai cu reclamații la primărie că nu e strada corectă. Domnul este directorul general care a făcut lucrare. Și l-au luat ăștia oamenii, roată. Și a zis, domnule, dumneata, nu ți-e rușine, cum, asta e lucrare? Ăla s-a făcut mic, nu mai știa pe unde să se bage, dar voia să fugă mașină. Și a spus, nu, nene, hai să mergem mai departe, pentru că eu în fiecare zi discut cu oamenii ăștia. Da? Și de acolo l-am luat și pe DN și toate acele familii care sunt în fața gării pe acolo și care au probleme cu șanțul de preluare a apelor. Și le-am dus și pe chimie și la fel am stat de vorbă cu diversi și am zis, domnule, uite care e treaba. Și după ce am avut această, și pe energie, și tasările de pe Victorie și de pe Muncii, și după le-am arătat și trotuarele care s-au surpat în urma lucrărilor lor, și după aia omul și-a mai schimbat un pic părerea că n-ar mai fi chiar așa de al dracu, ci că prea și-au făcut ei lucrurile. Și mi-au spus că au informații că el avea informații că lucrările sunt perfecte, le-a văzut cu ochii lui, nu știu când a fost ultima dată la Dărmănești să vadă lucrările, și am cerut soluții. Dumnealui a venit cu soluția de a peteci fiecare tasare din aia, pe care eu l-am acceptat. Și a spus, nu, domnule, dumneata trebuie să-mi dai terenul cum era înainte de a interveni. Și ne-am țigănit mult acolo și n-am cedat, pentru că am spus foarte clar, nu sunt de acord ca acele petece, deci mergeam mai rău decât pe o stradă pietruită, că numai dâmb și gaură acolo. Și atunci am făcut un total și a rezultat undeva 200 de tone de asfalt. Iar fi trebuit celui de la CONIS să vină să pune aceste petece. Și am zis, nu, tu îmi dai 200 de tone și iau o stradă cap-coadă. 200 de tone, ca idee, înseamnă 430 de metri liniari de stradă cap-coadă, la o lățime de 5 metri a străzii, cu un strat de covor de 4 cm, vorbesc de uzură. Deci uzură, BCA16. Deci un strat de uzură de 4 cm, care, sigur, să fie turnat dintr-o parte în alta, și cu ridicare de capace, cu tot ce avem. S-a venit cu o propunere, pentru că cea mai prioritară stradă este strada Chimiei. Oferta pe care mi-au făcut-o, nu am fost de acord din nou cu ea, pentru că punerea în opere și asta însemna un cost enorm și am spus nu, pentru că 430 de metri însemna că noi să venim, strada are 1500 de metri Chimiei. De la intersecție cu Energiei, Taberei și Chimiei, până la hotel la Romanița, avem 1500 de metri. Și atunci noi trebuia să venim cu diferența de 1070 de metri să închidem strada.
Prețul pe care ei mi l-au cerut la punerea în operă depășea orice bun simț și am împărțit apele. Deci noi, din acele resurse economisite în perioada asta de care, la care am făcut referire, avem 2.300.000.000 și suntem capabili să facem strada chimiei cap-coadă, însemnând intersecția energiei taberei, intrăm pe tabere și ne ducem pe chimiei până la Romanița, covor de 4 cm final, inclusiv zona blocurilor, deci la blocuri, la zona parcului, da? Inclusiv în jurul blocurilor să turnăm acolo un covor prin fața blocurilor, pentru că e jale ce e acolo, și lor le-am dat stradă separată. Am zis, e problema voastră, 200 de tone, vreau să văd cum le puneți în operă. Și acum, avem o variantă, să mergem pe strada la Biserica la Părintele Prepeliță, care are 230 de metri, și să mai iau o stradă ca să completez 430 de metri. Orizont, da? Deci nu ne ajunge. Atenție. Orizontului, oameni buni, orizontului o vom face în primăvară, că nu ne ajunge. Deci orizontul e mult mai lungă și iar înseamnă să facem un cap. Da? Deci 430 de metri. Și dacă ne ducem pe orizontul, o să începem o cărpeală și ne oprim undeva. Și atunci rămânem cu orizontului ca și țintă pentru anul viitor. Da? Am analizat toate variantele. Aia de la biserică nu e chiar așa circulată cum e. Este varza aia de la... Știm, de la... Și mai avem o variantă, este stricată. Și vă mai spun ceva. Haideți să vă mai spun ceva. Anul viitor, în primăvară sau în vară, va avea loc sfințirea Bisericii Părintele Prepeliță. Va veni aici tot soborul de preoți cu un alt preasfințitul. Ne ducem pe strada aia, mie, sincer, vă spun, mi-e rușine. Ca să intrăm pe strada aia pe care, repet, s-au cheltuit niște milioane degeaba. Și atunci, aia 230 de metri, haideți să facem strada asta să arate, pentru că de acolo, sigur, se închide inelul. Și mai avem o variantă să vedem dacă nu, cu diferența, să intrăm undeva în colonia veche, să facem acolo căprioare, ceva de diferența aia de bani. Deci cam așa stau lucrurile. Suntem acum în procedura de achiziție pentru strada chimiei, cei 230.000 de ron. Și n-am intrat în detalii să vă fac calcul, să vedeți ce țeapă luam noi dacă eram foarte atent. Procedura de achiziție, îmi doresc ca într-o săptămână, dacă și vremea ne permite, să putem rezolva treaba asta. Mă opresc pentru că e momentul dumneavoastră, dar vreau scurt, da? Haideți că eu îmi notez aici. Pe viitor la Muiană, stați-mă un pic, hai să scriem toți. Da, cine scrie, da. Deci domnul... Bun, cine e primul? 3 minute. O lăsăm pe doamna, că e doamna. Hai doamna, stai. Foarte mulțumit, dar am spus că dacă dumneavoastră ați prevăzut și acele canale care vin pe proprietăți, de la biserică, de sus, da. Deci acolo, sunt colmatate și... Vă mai spun, dați-mi să vă răspund punctual ca să fiu foarte, da? Deci vorbim de strada Nemira. Strada Nemira, da. Știți că am intrat din chimie, intersecție cu Nemira și am intrat cu canalul colector până la preluarea acelui canal care vine de la biserică. Pe domeniul privat nu putem interveni, că noi avem de la legiuitor niște limite. Deci nu putem interveni să facem acel canal pe terenul omului privat. Nu putem. Este dar făcut. Să vedem ce reușim să... Este făcut, am înțeles. El este cu dale de la 40 de ani. Deci cu mici reparații putem interveni. Dar de a face lucrurile de genul ăsta... Îți doresc să fie curățat. Vă spus că degeaba, pentru că când vine apa mare de acolo la biserică, el nemai fiind adânc, iese pe proprietatea apa și direct în grădini și exact în curțile mari. Eu v-aș întreba dacă cetățeanul ăla a făcut și el ceva acolo. Ar avea și el niște obligații. Domnule, vă spun eu cum e problema. Chiar cunosc asta. Deci e vorba de exact cum spune. Și doamna canalul care pleacă de la biserică din rândul familiei Tăbuc. Da. Care e întrebarea? Familiei Ungano. Proprietățile sunt a altor cetățeni, nu e a familiei Ungano. Dau cum se intervine. Deci luăm analiz. El face undeva, canalul acel canal face undeva în două locuri, face unghiul de 90 de grade. Și apa pleacă prin proprietăți. Acolo au fost inundate proprietăți, au murit animale. Vă mai spun o dată. Deci eu le am în evidență. Dar am lista de priorități. Toate nu le pot face. Deci fie ne axăm pe priorități, fie umblăm pe câmpuri.
și umblăm pe câmpuri și mi-a cerut un om, nu știu unde Dumnezeu, să mă duc vreo 3 km, nu știu prin ce râpă, că avea și el o problemă. Deci avem ținte, ok. Legat iar de viitoare proiecte pe care le avem. Dumneavoastră hotărâți, anul viitor extindem rețeaua asta de șanțuri în cartierul Poiana. Eu am propus-o. Deci ne-am oprit acolo la, ne-am oprit la intersecție cu Poiana, da, Chinie cu Poiana. Ne-am dus pe Poiana și am făcut noi ce am făcut acolo. Putem să ne ducem pe Chinie în ideea în care noi venim cu strada asta asfaltată, reabilitată. Putem să ne ducem cu colectorul până la limita blocurilor. Pentru că avem probleme acolo sus, sunt multe probleme. Este necesară strada Nemira canalizată toată, domnul primar. Deci vreau să văd proiecte cu Poiana până la Arțarului, sau cum se numește, adică strada, da. Deci acolo sunt probleme mereu. Deci eu am o viziune a mea, să știți că șanțurile care vin acum vor fi mai mici, pentru că ele sunt deversoare în aceste colectoare principale, da? Categorie. Închidem până la Chemen cu colectorul, până în dreptul familiei Chemen cu colectorul ăsta cu profil mare, după care putem merge cu colectoare mai mici. Deci dacă anul viitor considerați că este o prioritate ca să extindem, să mergem în continuare cu rețeaua asta, cu mare drag, eu fără niciun fel de probleme. Deci, știți că v-am mai spus o dată, dați-mi bani și eu fac orice. Niciun fel de probleme. Nu ai o problemă cu problemă. Deja suntem la 3,2 minute. Nu. Dacă vreți să redirecționați lampa de iluminat public din proprietatea domnilor romi, de aici, din centru, pe... Da, unde e? Că nu știu. Exact, de domnul Buzescu. La deci Buzescu, lampa pe stradă, da? Domnul viceprimar, vreau să o notați și mâine să fie rezolvat. Bun, altcineva? Da, mulțumesc. Sărmâna. Pot face. Da. Primul punct. Vorbindu-l la creșterea chiriei la NLU, observ că se doresc ca să luăm bani retroactiv și este pentru două ore, când de la primărie se cere retroactiv. Dar după o perioadă de timp, cum s-a întâmplat și cu gunoiul, nu contează ce hotărâre s-a luat aici, s-a dat un preț la gunoi 5,7 lei sau cât a fost, nu mă interesează după un an de zile ce ați hotărât voi, mie îmi plătiți prețul la 9,70 lei. Îți interesat dacă în timpul ăsta, nu știu, la o lună de zile, de exemplu, când s-a crescut în aprilie prețul chiriei la nivel național, a venit o înștiințare. Dacă tu până în luna aprilie mi-ai plătit mie 37 de milioane, plata la ANL. În mai îmi plătești aceeași sumă. În iunie îmi plătești aceeași sumă. Nu te întreabă nimeni, bă, dar eu am crescut chiria. Tu de ce nu îmi crește mai departe și mie veniturile? Vine după jumătate de an sau 8 luni sau chiar un an și după aia deci vreau să spun, ne-a întrebat și mai în lunile anterioare. Corect. Și dacă se greșește de la nivel de instituție, asta este, mi se pare normal să se oprească aici, de aici să se plătească. Deci moral așa e, mai dreptate, moral. Legal, din păcate... Păi nu știu, bineînțeles că legile sunt făcute de așa natură, încât să meargă până acum, poți să-ți iați de un zbor. Da, dar nu e o chestie corectă. Și m-am zis și în cazul celălalt, la un dată cu două ședințe, foarea respectivă în care s-a zis. Noi avem o datorie către cei de la noi de 2 miliarde sau nu știu de la care care trebuie să o plătim din urmă, ultimul an sau cât a fost. Și acolo. Administrația e o parte a negociere, dar mult de alte lucruri. Corect, dar nu e nici ce, noi le dăm cât putem, nu le mai aprobăm câte o hotărâre de Consiliu, ați văzut, ne-am țigărit, am aprobat-o. Da, dar mi se pare... Acum ne-au trimis, chiar hotărâre la șefa astăzi ne-a arătat, ne-a trimis notificarea pe 1 septembrie, toate notificările lor veneau cu 75.000 de lei pe lună. Și acum ne-au venit doar 47.000, am uitat în vreo, spune 47.000, adică 5,7 lei. Ori fi renunțat oamenii, l-au văzut că avem și noi bunăvoință, ori fi renunțat la... E ok, dar suntem așa, dar asta o cred, adică se cere din urmă, se cere din urmă. Așa în corecție, domnul Consiliu. Nu mi se pare normal. Iar apoi, dacă se aprobă un proiect, în genul celui cum este parcul, da. O scoală, cum este da. Din da. Mi se pare cel mai ok să nu ne legăm de ce nu facem mai aia sau cealaltă, să ne focusăm către ei, să ne se prezinte un proiect mai detaliat decât cel care este acum, să se vorbească cu cel care va face proiectul, totuși să ne prezinte în detaliu proiectul care îl va executa, să învățăm din greșelile altora, adică să nu facem un parc și după aia să nu ne bucurăm de funcționalitatea sa. Adică să învățăm. Mergem, la un moment dat, după două luni de zile, eu aș face un jogging pe aia, dar nu pot, din cauza că trebuie să depășesc o baltă de 2 metri, care s-a format acolo, că nu s-a pus un covor din ăla mare, la locul de joacă la copii. Același lucru, nu pot să intru, că este noroi. Cabe în topogană, în noroi sau în baltă, în cel mai bun caz. Și tocmai de asta, ar trebui văzut ce au făcut cei de pe lângă noi,
De exemplu, la locul de joacă, eu am plasat un covor din ăla moale. Din dale... Hai să fac o mică precizare. Să știi că toate aceste proiecte, ele trebuie să obțină niște avize, niște agremente. Deci, cu siguranță, nu te-ai găsit balta acolo pentru leagănul copilului, pentru că mie îmi spune și ce tip de leagăn să pun acolo. Dacă nu e autorizat... Să Dumnezeu să nu se întâmple în alte părți, mai mult de atât, după două luni să pască caii. Da. Eu vă spun cam cum, stau lucrurile. În România, lucrurile, se întâmplă nu cum ar trebui, în mare parte din proiectele astea. De ce? Deci se deschide, vă dau un exemplu, se deschide la 1 noiembrie finanțarea și se închide pe 14 noiembrie. Deci în două săptămâni, normal, ar fi fost ca noi să avem o dezbatere publică, să vină proiectantul aici și să vină și să spună, domnule, uite, eu vreau aia, vreau să discutăm, să vedem despre ce e vorba. Pentru că timpul este atât de comprimat și, efectiv, riscăm să pierdem perioada aia de depunere, sărim niște etape. Acum, aveți garanția că cei care gândesc, aceste proiecte nu sunt chiar... Știu, nu vreau să am garanția că... încă o dată încerc să nu am dreptate, așa, în sensul că la fiecare proiect de genul ăsta e exact ce ați prezentat dumneavoastră. Am avut o ofertă pentru camere video, început de la 10.000 de euro până la 16.000 de euro. Și noi cam întotdeauna în proiecte primim jos sau poate un pic mai sus decât ultima treabă de jos. Adică, nu, ideea știi care, ideea aici. Deci noi totdeauna ne uităm ce avem în buzunar. Degeaba ne dorim să avem, nu știu ce mari, nu, da? Vă dați seama ce putea să facă sistemul ăla de 16.000 de euro? Deci să nu credeți că sistemul ăla de 16.000 de euro era o șmecherie a cuiva. Nu, era un sistem foarte performant, un sistem rotativ, un sistem care focusa, care... Dar de unde am înțeles aici suma fixă, dar eu mă refer că de fiecare dată din sumă noi primim cel mai fixă. Nu? Nu, dar cum adică noi? Proiectantul a prevăzut 8 fitness-uri de proiect. Eu am înțeles că ați vorbit de 3 minute sau au făcut. Gata, s-a terminat. Gata, închide. Vă mulțumesc. Perfect. Da. Haideți, următorul. Asta e viață. Se face rău. Hai, următorul. Cine e? Ionul Târciucă. Ionul Târciucă. M-aș referi la consilierii locali, care se ridică anumite probleme din toate cartierele. Am avut ocazia să mă oprească prin viață, să mă întrebe din Brătulești, să mă întrebe din încoace din genul. Acolo prevede în rugamentul nostru că trebuie să-i răspund, nu? Da, dar fiecare consilier, în cartierul lui... Vreau să te susține la Germania. Corect. Lasă-mă, nu înțeleg. Nu-i bună. Trebuie să-i da. Și i-am spus, vezi, că aveți consilierul vostru, întrebați pe el. Zic, eu vă răspund la anumite întrebări, dar voi cu el vă întâlniți acolo tot timpul și puteți să-i spuneți anumite probleme. Acum am mai spus ceva, dați voi să fiu rău cu asta. Da. Deci dacă eu sunt simpatizant al dumneavoastră, nu o să întrebe cu o părică sau pe unul de la altul. Tot pe dumneavoastră vă întreabă. Sau invers. Unul de la Sălătru care simpatizează cu unul din ceilalți. Bine, dar lumea cere informații. Ce s-a discutat în ședință, nu știu, o să facem noi la sediu. Mă informa, le dăm în joia sau în prozia, acolo și dăm anumite detalii. Să avem două cadre. Deci mai transparent ca acum n-am pentru ceva. Referitor la... Nu. La aprovizionarea cu lemne a populației. Referitor la aprovizionarea cu lemne a populației. Așa. Deci noi, cu lemnele, majoritatea ridică problema. În Dărmănești este problemă cu lemnele. Aici vă dar văd că alții... Merg la lemne, nu-i întreabă nimeni asta. Repertor de lemne. Deci, haideți să vă răspund pe deci, direcția SIG, prin o poluție din Dărmănești, are capacitatea să pună la dispoziție lemne de foc, da? Da, sunt partizi acum în procedura de marcare exploatare. Este o... Avem 5.000 de metri. Vreau să vă spun o chestie legat de implicarea, haideți să ne ascultăm, legat de implicarea parlamentarilor de Bacău. Cu ceva timp în urmă, anul trecut sau nu mai știu când, am avut o discuție la nivel de prefectură că nu avea direcția școlilor silvice dreptul să exploateze pentru populație. Da? S-a modificat hotărârea de guvern și direcția silvică, prin ocoare, pune la dispoziție lemn, exact cum făcea și înainte. Știți? Deci, cei care au nevoie de lemn, eu cred că ar trebui să vadă exact unde sunt partizele poliției silvic și... Haideți să ne auzim pe mai. Dar altceva? Mulțumesc. Următorul, dacă mai e cineva, dacă nu...
Domnul Vespa. Nu. Am vorbit cu doamna Stoica, următorul. Dacă nu mai e, mulțumesc tare mult. Mai e, mai e. Da? Domnul Moise mai e. Haideți, domnul Moise. Domnul Moise mai e. Domnul Moise, da? Domnul Moise. Pe domnul Moise, domnul Moise. E 4.5 de minute. Eu sau Moise? Moise, Moise. Moise. Mai e. Cine se ocupă de luarea măsurilor împotriva punctului de lemn din proprietățile oamenilor? Interesicat. Organele aterice. Avem poliție, da? Poliția la nivelul orașului Bermănești. Poliția națională. Poliția națională, da? Poliția locală nu se ocupă. Poliția locală, atenție, are competență pe treaba asta. Când constată că un, eu știu, un transport este ilegal, se sesizează și așa mai departe. Am sesizat poliția locală și mi s-a spus să sun pe domnul Vârcu, el s-o ocupă cu treaba asta. Păi te faci repede cu ăla care a vorbit, vă urmăriți din sala, vină la secretariat și va suporta consecințele. Da, mi-am anunțat 6 căruțe de țigani. Da, sigur, da. Oamenii plătesc impozite și pentru terenul. Așa. Țiganii și animalele lor distrug culturile, gardurile. Cine trebuie să ia măsuri? Ți-a răspuns mai devreme. Da. S-a anunțat și nu s-a făcut nimic. Bun. Astăzi trebuia să fie prezent și cu poliția. Am stabilit o regulă de fiecare dată la reședință de Consiliu. Eu l-am anunțat. Am nu știm cine e. Nu știu de asta. Dar domnul Mare. A fost un altă răspundărie. Am să repet că șansa e transmit invitația ca de fiecare dată să scurtești. Da, nu știu, dacă dumneavoastră știu. Sunt oveni. Dar n-ați fost dumneavoastră, n-ați fost aici? Nu, nu Poliția Națională, știu, la Poliția Locală. Era și Ion. Era un Viorel, nu știu. Mai stați. Hai. Da, domnul Petrec, mai aveți ceva care voi zice? Domnul Petrec. Mai e domnul Petrec. Domnul Petrec, stați. Domnul Petrec, stați. Bine, așa. La drumul ăsta. Haideți că nu l-au văzut, doamna. La drumul către Boci, drumul ăsta care intre acolo, nu au iluminat în mergi de loc. Iar către biserică, la fel. Notați-vă. Deci, eu știu că acum se lucrează în Boci. Acum am venit eu. Deci, către Boci, exact, dați-vă. Poliția de la Pundi, de acolo, lângă, că acum e la biserică, Pundi Valea, acolo, ca câteva casă, două și casă. Bun. Și către biserică. Asta e în altă problemă. Biserica vechea noastră la blocul e intrat în circuitul turistic. Acolo trebuie niște reparații, iar clopornița vechi care a fost, deci e vorba de cruce acolo, a fost dărâmată, deci trebuie construit înapoi. Da, dar nu cu mandrea construită. Nu la construită, nu, nu. Dar da, acolo eu am avut o discuție cu părintele. Da? Proiect. Bun. Și chiar, mă rog, dacă... În toate astea. Proiect la Ministerul Cultelor. Da, da. Au mai făcut și alții și eu exact. Da, da. De asemenea, un șans colector de la Părâu, de la Părâu, venind de acolo, dincolo de antene parabolice, până la mine la Permești, când apa aia care vine prin păduri, toate vine în curțe pe oameni. Deci, Mata, vreți să fac șans de la antene și până la mine? Păi nu până la mine, până la șanțul care-i făcut din câmpul ăsta. E vorba de drumul roșu. Drumul roșu. De la noi, de la... Deci, asta a spus de la antene? De la antene parabolice până în șanțul deci care este. Deci cu șanțul de la antene și până la... Până la crișanțului. Că... Vă spun sincer, nu se poate. Sincer, vă spun că se poate. Acolo sunt două probleme. În primul rând, ia du-te mata și ia o listă de semnături de la oameni. Unde facem șanțul? Pe stânga sau pe dreapta? Păi deci este prima provocare, că nimeni nu vrea șanț la poartă. În al doilea rând, strada aia este destul de îngustă. Abia în cap camioanele ce avem noi acolo. Dacă venim și cu un șanț pe stânga sau pe dreapta, pe unde vreți dumneavoastră, da, o să vedeți că e o reală problemă, că nu e strat. Acolo, în momentul în care vom veni cu un program de ăsta de, eu știu, modernizarea, asfaltarea străzii, va trebui să avem o rigură acoperită sau ceva de genul ăsta, ca să pretendem asfalt. Deci eu vă spun, eu sunt sincer. Da. Dacă dumneavoastră vreți ca să mă apuc să fac un șanț de acolo până acolo, sigur nu se poate. Ei nu, am zis poate vine cu... Un proiect e altceva. Alte deci... probleme. Problema gazelor. Cetățenii din tot ulița asta, până la mine, acolo, oamenii gospodari, au cerut prelungirea... Extinderea rețelei de gaz. Da. Am mai spus și la, cred că la domnul Tutucă. Faceți în felul următor. Un tabel cu cetățenii care vor să se racordeze la gaz. Personal am avut discuții cu cei de la Ion Gaz și mi-a spus așa. Domnule, dacă am solicitări, eu vin și fac extindere. Pentru că dacă sunt 2, nu o să vin. Dacă sunt 30, sigur o să facă, sau 35. Pentru că ei urmăresc finalul, da? Câți utilizatori avem?
Dacă eu nici fac o investiție, un gaz, de fapt, și mă costă 5 miliarde și o să am 2 consumatori, nu e niciun fel de eficiență pentru ei. Da, dar e bine să avem tabelul ăsta, da, noi îl înregistrăm, facem adresă de la primărie către instituția lor și solicităm 2-3 extinderi de gaz. Dar să dea și suma, poate dă o sumă la cont. Aia acordul nu trebuie nimic, nu ne vorbim. Aia când vine raportul de altă putere. O altă problemă. De la Bula Mare, mă rog, la intervenție. Câte versete sunt, domnul Părinte? Domnul președinte. De la intervenție. Au uitat de cronometru. Mai sunt 40 secunde. Da. De la Bula Mare, am uitat doar. Ia spune. De la Bula Mare, mă rog, la intervenție. Aici știți că oamenii... Mi-e place că aveți lungimi din astea serioase. Domnule, mă rog, dacă nu vorbesc... De la Bula Mare, mă rog, până unde? Înseamnă că nu mai vin nici apă. Ați văzut ce am făcut eu acolo? Am văzut frumos, nu, am spus. Alinierea, deci măsurat de la șosea până la om, se poate definitiva gardul acolo. Oamenii nu știu, deci fiecare, unde și de unde se pornează când se închide. Deci în toamna asta, iar sunt sincer cu dumneavoastră. Nu, dar domnul interesează deci, dumneavoastră. Deci că noi avem acel o delimitare a distanței și omul face gardul, nu aveți mai frumos. Domnul Consilier, noi avem o gândire logică și o logică în gândire. Da, cred. Deci cred, ca să putem să facem ce cereți dumneavoastră acolo, da. Haideți să așteptăm să reîncepem proiectul ăla cu cadastrarea generală, da. Noi avem acolo strada cadastrată, știm exact până unde se întinde strada noastră, da. Și în momentul în care reîncepem în primăvară acel proiect, fiecare cetățean va fi stabilit exact poziția lui. Deci ca să avem acolo o limită... Bun, și restul priorităților care tot la urmă la cunoscută noastră... Nu, dar sunt priorități astea pe termen lung. Din sus nu vin să-mi gândi ceva... Nu cred că asta e prioritate de a unia gata... Eu îmi place să iau cuvântul să mă adun la cunoscută. Știți ce fac eu? Eu mă duc acum, aș discut cu oameni, a venit domnul consilier a Petre și a zis că trebuie să avem gata. Știți ce se întâmplă? Fiecare cetățean trebuie să ia gata ce obțin un metru înapoi, că e domeniul public acolo. Următoarea chestie o să vă zic că oamenii să nu se întâmplă nimic, am vorbit cu să știți că eu de vă promit de idei, dar nu domnul dacă n-aș unii vor zice, au să am înțeles. Mai e o prioritate? Nu, mai e un minut. Vă puteți, nu mai nu s-a terminat, nu mai vă puteți, haideți. Dar nu mă întreb pe nimeni. Nu vă întreb. Mulțumesc, am început. Pentru că se apropie ziua de 1 decembrie și sărbătoarea națională, vin cu problemă de suflet pentru noi de oneșteni, care cred eu ne mulțumește, ne îngrijorează, ne mută de furie, voi face referire la cimitirul eroilor de la Valea Uzului. Voi intra un pic în istorie, în perioada când eram elev la liceul Silvic Curchiu, trebuia să fac practica productivă, de câteva ori a fost dat la Valea Uzului. Pe vremea respectivă funcționa acolo un cimitir, să zic eu, internațional, în care erau îngropate rămășițele pământești ale soldaților români, ruși, germani, și mai gheat. Fac o paranteză, mai ce dată un consilier. Cimitirul... Hai, dumneavoastră nu rezistă la asta. Domnule, am treabă, eu mai iubă, dar sunt consilier așa. Scuze-mă, domnul. Cimitirul cei de teran neîngrijit, dar după, mai ales după o dată, după 89, crucile care aminteau de ceilalți eroi au dispărut. Din gurile spun că ar fi ajuns prin pârâul Șobete, nu dețin informația, dar spun ceea ce am auzit. Iar în locul lor a apărut un cimitir 100% unguresc, cu tricolorul ăla roșu, verde, alb, cred, nu cred că sunt bulgari sau italieni. Eu nu am nimic cu etnia maghiară, nu am nimic cu comemorarea din 26 de august care se face anual. Nu am nimic cu maghiari în general, o să inspir același aer, o să mănânc din același pământ de care se hrănesc și ei, dar ceea ce vreau, vreau să mi se dea doar ceea ce mi se cuvine mie, numai puțin decât mi se dea lor. Îmi doresc ca eroii noștri să fie cinstiți și puși la loc de cinste. Din această cauză, vă cer, domnule primar, să interveniți pe lângă forurile superioare și abilitate, ca soldații români, ruși, maghiari și germani să fie comemorați la Valea Uzului. Hai să dau repede și un răspuns. Mă bucur că aud și din rândul dumneavoastră ideea asta de a, eu știu, de a face din acel cimitir ce a fost odată, cimitir internațional. Este o preocupare a mea de lume și ceva. Eu v-am mai adus la cunoștință, să știți că am avut discuții cu
cultul eroilor, cu, să zic, instituțiile care pot să conteze în situația asta. Este și o chestie destul de sensibilă, este o chestie care unii din cei care conduc astăzi diverse instituții ale statului român ne-au recomandat să avem foarte mare prudență, grijă, pentru că nu vrem să iscăm acolo un, eu știu, un conflict între diversi. Acolo acel cimitir este pe raza administrativă a orașului Dărmănești, este un cimitir internațional, acolo sunt înmormântați soldați români și ruși și austrieci și așa mai departe. Dorința mea este ca, într-un interval rezonabil de timp, să putem din nou spune că acolo este un cimitir internațional. Deci este o țintă, ea trebuie făcută cu calm, trebuie făcută cu prudență, cu pași mărunți, dar foarte bine ancorați acolo. Nici eu n-am absolut nimic cu nimeni, am o relație chiar foarte bună și cu, am discutat cu primarul de la Sint Martin și cu subprefectul de la Harghita Recent. Vreau să găsim de comun acord, eu știu, cele mai bune că, mai mult decât atât, mi s-a sugerat ca să nu deranjăm etnia maghiară când au ei zilele alea de lor și că dacă noi vom serba ziua internațională, cimitirul internațional, să punem altă dată. Ok, putem pune... Da, putem pune, doamne, e o chestie care la nivel național... Teritoria nostru? Da, teritoria nostru. Deci la nivel național există o, există o reținere și o prudență la autoritățile noastre, pentru că nu dorim să apărăm nu știu pe unde, că, vezi, doamne, noi avem ceva cu cineva. Nu. Deci este o țintă, nu este de imediat, să zic așa, perioadă, dar... Până în 2008. Credeți-mă că avem. Deci eu mi-am fixat ca obiectiv, ce spune domnul președinte, undeva 2018, 100 de ani, să putem spune că avem un cimitir. Asta înseamnă și niște resurse din partea noastră, să alocăm niște resurse, dar e o țintă la care eu mi-aș dori foarte mult. Da, schidarea lor merge, atinge costă de neimaginat. Au plus niște plăcuțe care comemorează data respectivă, 26 august, amintește cu hărți, cu deroarea evenimentelor. Chiar ieri am trecut acolo. Ați văzut. Deci de soldații români sunt trecuți total în uitare, nu se amintește nimic. S-au luptat singuri pe acolo. Da. Și dacă stăm și ne gândim, erau cei care veneau ei peste noi. Deci am înțeles, fără probleme, e o chestie foarte serioasă și v-am spus, trebuie să avem acordul autorităților, pentru că sunt niște pași mici, dar ei trebuie cu departoși. Da. O altă problemă. Trebuie să-ți aduc aminte că așa că ai minute, dar hai. Mai dau de la mine. N-am întrerupt. Da, m-ați întrerupt de ori. Deci la gura drumului forestier Chitici s-a amenajat cu ani în urmă, la care am participat și eu, spațiul dintre drumul județean și acel drum forestier. Acolo s-a nivelat zona, s-a dat cu flori de fân, preavă, ca să se nerveze mai repede, s-au plantat niște pini. Din nefericire a mai rămas un singur pin, gardul, împrejmuirea aia a fost distrusă. Rog să-l reamenajăm înapoi. Deci imediat dreapta. Unde pleacă drumul la Chitici? Metalul și ăla de... Da, exact. Și după aceea cu curățenia, da. Erau niște banul ăsta, curățenia, erau niște... Am văzut, dar iar e distrus. Da. Prejurirea din Amonte e distrus. Așa, și ultima problemă care vin, deci asta, mă rog, ca să-l faci, pentru că e păcat să distrugă ceva. Poate o altă problemă care vin, foarte bun canalul ăla care se face în Poiană și pe strada Chimiei, dar îmi pun întrebarea, fața școlii numărul 2, zona care este acoperită cu dale, nu se intervine? Acolo se vede cu ochiul liber, secțiunea șarpului deja există, este mult mai mică decât ceea ce se vine. Deci ce am făcut noi, când am făcut proiectul ăsta, am luat cota de fund a canalului din fața școlii 2, da? Și deci ne-am orientat cu restul canalului la cota de fund ca să nu avem probleme. Acum, eu sincer ar interveni și acolo. Acolo trebuie interveni. Pentru că secțiunea de curgere este mai mică. La o ploaie, cum a fost în luna mai, nu prea acolo. Și deocamdată e curat tot porțiunea de canal acoperit, dar... Nu, se poate interveni cât acolo, 200 de metri. Se poate interveni, dar le costă. Știu, dar ai putea să era... Noi nu vădăm bani, că n-avem de unde, dar nu ar trebui să... Ați promis să găsiți.
văzut, da, ați văzut, eu da. Vin cu bani. Dar da, sunt bani. Cum nu sunt? Cum să nu fie? Da. Spuneți-mi unde-i găsiți. În economie, uitați. M-am încadrat, da? Gata, mulțumesc tare. Da. Nu mai e, nu mai e nimeni, nu? Da, da, da. Domnul Balaj. Da, domnul Balaj. Vă rog, domnul Balaj. Cine? Am scris și eu, m-ați trecut acolo, nu? Domnul președinte, domnul Ok. Îl lăsăm pe domnul Pădurariu? Da, da. Dați-i voie președintelui să închidă. Nu, nu. Să închidă, nu? Păi nu, să închizi tu. Nu, din... Și rugămintea am. Eu am să trec rapid în revistă problemele care le am. Termenul de convocare a ședințelor vă rog să fie respectat. În cazul când termenul nu va fi respectat, nu voi vota niciun fel de hotărâri de consiliu, niciun fel de nimic nu voi lua în calcul. Doamna secretar. Să fie stabilit în ziua ședinței, să știm exact, domnule, cât e vin, ultima vinere din lună, ultima joie, ultima cutare, deci ce cauză, fiecare are, fiecare, o putem stabili, se poate stabili, se poate stabili la ordinare, la extraordinare nu se poate, nu se poate stabili la extraordinare, la ordinare, da, stabilim ultima vinere, ultima joie. De exemplu, noi am așteptat o rectificare de la BAC, vreau să facem vineri ședință. Da. Deci vine de problemă. Doamna contabil, ce mi-a zis, domnule, haide să mergem cu ședința luni, pentru că primesc sumele de la, da? Ca ar fi însemnat să facem astăzi o extraordinară. Norocul nostru este, noi am dat ședința luni, dar n-am primit niciun ban. Și atunci s-ar putea, am găsit soluția asta, am luat bani de la liceu, ce ați văzut dumneavoastră, cu rectificare, și să mergem cu, eu știu, în ședința următoare, cu rectificare pe banii care vin de la BACA. Nu putem stabili acum, nu fiți foarte rigid și dumneavoastră, domnule, vreați lucrurile de la administrație. Domnule, dacă vineri nu-i ședință, ultima vineri din luni, eu nu vin la ședință. De, și ce-o fi? Dormim noi lați, că nu-i un problem. Adică nu suntem foarte stricți. Toți grupul PSD mă să vină. Bun, nu e niciun fel de problemă. Eu cred că nu e chiar așa de aici. Nu cred că e chiar așa de aici. Nu cred că e chiar așa de aici. Da, deci, da, rugămintea e altceva. Nu, nu, acolo rugămintea e altceva. Trebuie să stabilit o zi. Suntem și salariați, suntem și salariați. Vinerea altceva. Ca și idee, eu știu, ultima vineri din lună, da, ok, dar nu înseamnă că a văzut un cuie și vreau să, dacă ne-a făcut joi ședință sau marți, o să spune, doamne, nu vin, nu. Vă rog să luați în considerare confecționarele estimațiilor pentru consilierii locali. Doamna, ați ridicat coșurile de... Ultima dată dumneavoastră ați avut, când ați avut ultima dată legitimații de consilier? Ați avut? Nu, n-au fost. A, deci e element de noutate. Bă, dar dacă ați avut, asta și n-am făcut eu, mi-a scăpat mie cumva. S-a ridicat container. Da, o să gândim un model de legitimație și fără... Este în legea 205, primărimi tot. Cum se confecționează? Ați ridicat containerile. Da. Dar de ce nu ați spus să intri pe străzile din zona în care ați ridicat containeri, să intri să colectezi gunoi? Credeți că l-am spus? Păi da, pe strada Zefirului suntem 5 familii, nu intra deci, nimeni niciodată. Haideți să vă spun eu cum stau. Vis-a-vis de curățenia orașului, eu am o strategie. Am avut discuții cu operatorul și operatorul îi convenea foarte bine să ridice acel gunoi de la platformă. Da? La acele platforme constatam fel de fel de materiale depuse acolo, care erau sau nu erau de ridicat și atunci am mers cu etapa 2 și ați început-o și noastră cu acele tubele, știți foarte bine, da? Am continuat cu distribuirea tubelor la cetățeni și în felul ăsta, având pe străzile principale și aproape peste tot distribuite acele tubele, constatam că se ridica gunoi și de la tubele și de la acele eurocontainere. Am ridicat acele, am retras acele eurocontainere cu proces verbal de ridicare și de înștiințare a operatorului, că în zona respectivă nu mai sunt tubelele, containerele la acele platforme și că atare are obligație să intre pe fiecare străduță. Avem câteva excepții, unde omul i-a spus, domnule, nu pot să vin, nu intru, nu mai știu eu ce, și acolo au rămas acele, da, acele baterii de container. Deci pe fiecare străduță, inclusiv pe Zefirului, acest operator trebuie să intre. Dumneavoastră, în momentul în care constatați că nu intră, da, vă rog, îmi dați repede sau dați un telefon la primărie, eu îl voi chema pe domnul director și să vedem ce explicație îmi dă. Da? Deci pe fiecare stradă. Asta este ținta noastră, să retragem pubelele și în mare parte le-am retras. Omul să se învețe că trebuie să-și pună pubela, în pubela lui ce trebuie acolo, pentru că dacă a pus altceva, ăla când se duce să-i ridice pubela, o să-i spună, îmi pare rău, nu pot să-ți iau bolovan sau ce-o fi pus el acolo, țigă și ce-o mai pus el acolo. Și în etapa a doua, așa cum am spus, vreau sunteți mai nou în Consiliu, am vorbit în ședințele anterioare, vrem ca acele pubele
Dar e o treabă mai de durată, să aibă un cod de bare și fiecare cetățean știe, am dat 3 cubele, plătesc 3 cubele, am dat 30 de cubele, plătesc 30 de cubele. Deci asta este o țintă care vrem să ne o atingem. Și tot vreau să aduceți bani la buget, dar nu sunt în discuții pe care s-au purtat aici în Consiliul Local. Ți rugăminte, constituiți o comisie din cadrul primăriei împreună cu arhitectul șef care să măsoare terenul de la intrare în Dărmânești al domnului care are servisul și celălalt. Așa. Din care să facă parte și doi consilieri locali. Unul din stânga, unul din dreapta. Vă mai propun ceva. Haideți să nu măsurăm doar pe Universitatea Gabi, care știu că are niște contracte de închiriere. Haideți să ducem și la profesorul, cum o cheamă. Deci la profesorul, vă știți foarte bine despre cine vorbesc, care stăpânește de vreo câțiva ani bun teren, fără să plătească nimic la primărie. Știți unde, da? Nu e nicio problemă. Da, nu știți, nu știți unde. Ne vrem la toți, nu e nicio problemă. Deci acolo este terenul primăriei care este ocupat abuziv de ani de zile. Omul a încercat să profesorul ăla cum merge. Știți de cum vine? Așa, a încercat cumva o șmecherie din asta ca să devină proprietar pe acel teren, care înseamnă undeva vreo 11.000 de metri pătrați. Din amintire, așa cine aduce aminte, da? E un teren foarte bun acolo. Uitați-vă pe el că este cultivată lucernă. Da, unde zona? Da. Da. Deci, când ați intrat pe la Costica Gapie, înspre puntea de la Lapoș, în partea stângă. Da? Uitați-vă acolo, la Șoimul. Șoimul, de la Șoimul, un pic mai încolo. Să vedeți ce bucată bună de teren are primăria de Dărmănești acolo și cum cineva, în interes personal, folosește, da? Deci am ca și țintă, am ca și țintă și am avut într-o ședință, avem într-o ședință anterioară aprobat acel regulament, vă aduceți aminte, da? O să vedeți că anul viitor, cred eu, nu cred că anul ăsta reușim să mai facem. Dar nu numai acolo e problema. Peste tot, da. Deci vă mai spun ceva, cred că 26%. Economia la combustibil. Da. Ați găsit luneric la care s-a intervenit cel mai mult când domnul Balaș era primar. S-a intervenit pe drumuri, a fost inundațiile, a fost... Luați și 3 luni de zile anterioare, că o să se înțeleagă altceva, o să spună, domnule, uite, păi dumneavoastră... Eu sunt foarte corect. Deci luna iulie, august și septembrie am intervenit... Domnul primar, dar lăsați-mă să vorbesc! Dar lăsați-mă să vorbesc! Noi nu suntem aici. Nu, domnul primar, lăsați-mă să vorbesc! Spuneți, domnul. Dumneavoastră n-ați mișcat greder o secundă de acolo din curte. Știți de ce? Ați închiriat utilaje. Știți de ce utilaje ați avut închiriat? De la preluat efect, domnul. Domnul meu, câte utilaje ați avut închiriat în lunile astea? Iulie, august și septembrie. Nu știți dumneavoastră că acești bani cu motorina să vă dați aici în capul? Păi nu, dar eu am spus. Deci nu vreți să înțelegeți. Deci dumneavoastră n-ați folosit utilajele primăriei la capacitate. Dumneavoastră ați folosit utilaje închiriate. Deci nu spuneți și treaba asta. Noi am carat barastul, barastul care l-am carat, l-am carat tocmai de la Agăș. Domnul Balaș este aici, știi? Știți câți metri cub de piatră spart în anul 1632 de la Agăș? Domnul Balaș poate să spună că e aici. Nu, în perioada aia s-a făcut și piatra Concasor. Eu am făcut o comparație. Noi am dat combustibil. Noi la Concasor am dat combustibilul de la primărie. Foarte bine. Eu v-am spus că ați consumat în asta și că am consumat eu. Nu se înțelege altceva. Nu se înțelege. Spune colegii și spune. Se înțelege exact ce s-a consumat. Exact ce s-a consumat. S-au consumat 23.000 de litri. Iar eu am consumat în 3 luni 14.000 de litri. Uitați ce economie și unde s-au dus. 800 de milioane. Dar ce ați vrea să spun? Că am consumat cu 35.000 de litri? Eu vă spun că așa văd utilaje închiriate, disponibile. Și n-ați folosit utilajele. Toate utilajele noastre, cu excepția gredului care e defect și care l-am preluat defect, da? Toate utilajele noastre, știți cu cine am făcut noi decolmatarea pârâului și îndrinii? Știți cu ce? Cu buldonul Tutu. Nu, domnule. Nu. Cu vola primăriei. Deci vorbesc de pârâul și îndrinii, cu vola primăriei și cu utilajele cu camioane primăriei. Cele 2000 de metri cub de... Da? Deci eu vă spun în cunoștință de cauză, adică eu nu povestesc, eu vorbesc. Chiar în cunoștință de cauză. Dar nu vă supărați, astea sunt realități. Nu, dar să mai spun, eu pot să dau o grămadă, dar are fost inundațiile, are fost nenorocire. Da. Dar poate domnul Balaș, în cuvântul dânsului, ocupat în funcția de primar, poate... Deci eu v-am spus ce am reușit eu să scot. Faptul că avem montate GPS-uri la aceste mașini, da? Se vede foarte clar o economie serioasă de combustibil. Dacă ar fi stat degeaba, eu, dacă vreți, vă scot și orele, cât au funcționat fiecare. Eu când alimentat combustibil semna, orele de funcționare sunt pe ceasuri la fiecare, mașinile la fel au foi de parcurs și se poate verifica.
Eu v-am adus la cunoștință ce economie am. Mai am încă 30 de exemple pe care pot să vi le dau, dar nu e cazul. Da? În particular chiar vreau să vă... Chiar sincer. N-am nimic cu nimeni, n-am nicio treabă. În particular o să vă arăt o chestie concretă care, nu știu cum mai spuneți, ce cum o justificați, dar vă da. Gata, domnul... Domnul Balaci. Nu știu, dar s-a terminat. Acum, 5 minute a vorbit, nu trebuie. A fost un dialog. Ce e neapă? Ce e neapă? Acum a fost un dialog, știți? Da, dar alea 3 minute și răspund. Dar ce să fac? Eu trebuie să-i răspund, domnul, că nu? Păi o să zică că nu știu ce. Aș dori și eu să ridic câteva probleme. E trecerea de la Chitici la Sălătruc. Și așa primăria încasează bani, pe, mai ales de la camioanele astea mari, care vin cu bușteni. E o zonă acolo, e păcat să nu facem ceva cu ea. Deci vorbim de... E, da, da, e zona aia scurt. Nu zic nimic că se supără domnul Pădurariu. Nu trebuie să vă supărați. Nu eu, nu, domnul Pădurariu, nu, că a fost... A zis că vă rămâne o economie undeva la niște asfalt sau ceva, acolo era prevăzut într-un proiect să asfaltă. Nu s-a mai putut, nu s-a mai putut, dar poate țineți cont, că se încasează totul bani pe să transport. Deci să asfaltăm... Nu s-a, nu știu. Chiar ar fi bucura cu asfaltă. Trec mașina. Acum cineva i-a zis trampolină. Toată lumea care merge la coada lacului trece pe acolo. Și acum e chestia primarului, știți? Sincer. Razul primarului. Sincer. Hidrom județean. Hidrom județean. Nu trebuie să luăm care. Hidrom județean. Da, bineînțeles, nu județean. Ăla e drum județean, trebuie să luăm un aviz, mai mult decât atât, discutând cu unul, cineva de la drumul județean, mi-a zis, dom'le, ați făcut intervenția acolo cu balastru fără avizul lor. Unde? Da, e în administrarea Consiliului Local. Nu suntem în legătură. Dar așa, poate să fie intervenția. Dacă vreți, cereți aprobarea Consiliului Județean și vă dă sigur, dacă chiar vreți să facem lucrări. Nu, caută. Nu caută, domnul. Dar nu îi luați bani la banii. Nu, lăsați ca să... Cinstita noastră, sincer, da, pe proiectul de an viitor... Poate un prieten mai închide un pic acum, nici pe stânga, nici pe dreapta, nu se poate circula. Da. La Izvorul Negru, acolo, unui podul stricat, trebuie căutat o soluție. Sunt copii care merg la grădiniță și vor un punct de acces în iarna asta, până să mai facem. O promis că vine mai în jurul lor. Să nu mai cumpăr. De punte, nu vorbim de punte. Nu. Deci copiii aia sau niște tale. Deci merg pe jos. Deci îi duc părinții. Dar unde trebuie să știi exact? De la via Izvorului, după ce trece podul, nu e un fost calamitar. Am luat apa, nu mai e fost. Am luat apa. Știu ce e acolo. Lăsați să terminăm proiectul. Bun, da? Bun, da, e bine. Nu facem puncte de la râd de lumea. Dacă tot la ANL taxa asta se poate scădea, pentru că este o hotărâre a guvernului... Nu se poate scădea. Nu crește. E taxa la pășuni, care Consiliul a pus o taxă pentru crescătorii ăștia de animale care au închiriat teren. Și au venit, legislația a venit după ce s-a stabilit acea taxă. Nu poate Consiliul tot așa frumos... să analizeze din nou, că acum au venit și reglementările noi și tot. Ce prevă reglementările noi? Reglementările noi spune și de cantitatea de masă verde la hectar și corect. De prețul pe tonă. Și plus primăria Dărmănești acum a intrat în posesia amenajamentului silvopastoral. Mi se pare că anul ăsta v-au adus ăștia de la APIA și cantitate de masă verde. Bun. Nu știu acum. Deci... Da. Este o poveste, pot să vă răspund. Da. Deci se poate numai în condițiile în care respectăm legea. Legea. În afara legii discutăm povești. În momentul în care primăria și Consiliul, deci Consiliul Local, a aprobat acea hotărâre de Consiliu privind scoaterea la licitație, în baza ordonanței 34 a pășunilor, da, a stabilit licitație publică și a stabilit dumneavoastră un preț minim de pornire care a însemnat 380 de lei pe hectar. La acel moment, consilierii pe care eu am discutat cu ei au votat împotrivă, dumneavoastră toți ceilalți, inclusiv dumneavoastră domnul Balaș, a fost unul din cei care a spus că 380 de lei. Acum, dar eu m-am uitat de 5 ori. Nu, haideți să vă spun eu. Acum, faptul că s-a judecat printr-o licitație acel
trup de pășune, eu nu pot să vin să-l modific. Nu vorbim de licitație, vorbim... Păi dar ce? Dar da, repet, noi avem aceeași unitate de măsură. Nu pot la ăla cu licitația pe Beltim să-l las cu 8.700.000 pe hectar, că acolo a ajuns licitația, și pe Vasile, care n-a fost la licitație, ce să-i fac? Să-i dau 80 de lei. Nu e corect. Deci legal, vă spun, legal, vă spun legal cum este. Deci legal avem o singură variantă. 1. Renunță cetățeanul la acel contract, se reziliază contractele, nu se reziliază urma solicitării, că în contract scrie foarte clar. Da? Din nou intră în posesia primăriei, să zic, acea suprafață de câte Dumnezeu hectare a scos dumneavoastră, din nou se dă hotărâre de consiliu cu preț minim, da? Din nou se face licitație. Și dacă din nou la licitație se bat unic și ajung la 10 milioane, nu. N-am ce face. Deci asta este... Eu m-am referit cu instrucțiunile, au venit după aia. Dar nu contează. Eu am o hotărâre, o hotărâre în vigoare. Deci dacă eu vin acum să încerc tot felul de matrapazâcuri, de genul, hai să mai modificăm prețul, ar însemna să încarc legea și eu știu asta, că trebuie să aprobat. Da? Deci faptul că astăzi, la bugetul local, se încasează niște sume din acea taxă, da, în urma hotărârii de consiliu, eu n-am ce să fac, adică nu pot să vin. Și meritul Consiliul Local. Este Consiliul Local cel care... Își bani la primărie. Sigur că, da. Consiliul Local... Că dacă văd de astea asociați creșteturile, am înțeles. Așa este. Deci ăsta nu poate ți-l modificat decât... Domnul consilier Roman a votat cu două mâini hotărârea aia prin care a aprobat 380 de lei prețul de condire mic. Pare rău, deci eu acum... Și acum al creșcătorii să nu îndătnească, păi. Vin la mine și eu le explic la fiecare că nu am legat cadrul, nu că nu vreau eu. Deci nu că nu vreau eu. Cu mare drag, eu aș da o mâine înapoi. Acum din 3 minute mi se ia. Nicio problemă, deci să-i spre jentile, poate să vorbească cât vrea. Da. Încă o problemă, sunt... Fondul de vânătoare are un teren limitrof proprietăților la Dărmănești. Și sunt anumite haite de câini care merg prin acel fond de vânătoare. N-ați putea trimite la acea asociație să ne ia măsuri. Deci pot legal să ia. Deci nu primăria. Vorbim de câini... Acum vreau să facem următoarea treabă. Nu, eu vorbesc de... Știți că... Nu, dacă discutăm de câini hoinari, legea este foarte clară, atenție, legea este foarte clară, în extrabilatul localității, pe... Deci pe câinii hoinari noi putem să facem acțiuni. Și atunci, deci concret, haideți să facem un fel următor. Deci vreau o adresă către primărie, da? În care, în punctul respectiv, există un nucleu de câini hoinari 5-10, așa, eu fac adresă la asociațiile de vânătoare, fie Colțal, fie AJDPS, fie, da, cei legali, poate face un contract să face contractul direcția sigur, fără probleme. Deci, ăsta, chestia asta o putem rezolva, concret, în extrabilat, acolo... Sunt anumite zone unde sunt concentrați și... Exact. Deci, asta e... Vreau adresă. Cine face adresă? Facem adresă. Ok, fără probleme. Da, vânătă AJDPS. Da. Și mai vorbim de compartimentul cultură, s-au adus niște instrumente muzicale, nu știu, stadiu, ce se face, dacă s-a întreprins ceva. Da, pe compartimentul cultură nu s-a întreprins nimic. Pentru că, și eu sunt sincer, da? Pentru că nu avem o persoană acolo, care n-am identificat o persoană care să poată să coaguleze juriul. Au venit diversi povestitori pe la mine că le mai trebuie încă o tubă, că le mai trebuie încă două flaute și încă nu știu ce, și de când s-au achiziționat acele, eu știu, instrumente, stau undeva. Ei, acum eu sunt într-un proiect de reașezare a organigramei, da? În noua viziune a organigramei, și cred că până la sfârșitul anului va fi și această organigramă pe ordinea de zi a dumneavoastră, am un compartiment cultură cu o poziție foarte clară acolo. Pentru că pe cei doi i-am luat și i-am dus la centrul de informare și acolo n-am un om. Și va trebui să găsim o persoană care să aibă capacitatea să organizeze acest lucru, pentru că nu înseamnă că dacă noi avem instrumentele și merge treaba. Să organizăm în așa fel acest compartiment cultură ca să obținem și niște rezultate. S-au cheltuit niște bani pentru instrumentele alea, ele deocamdată sunt nefolositoare, da? Am nevoie de acea persoană, am avut niște discuții și n-am reușit să găsesc o persoană care să fie angajată a noastră și să facă ceva pentru că așa diversi au venit, diversi din afară. Au venit să le dau instrumentele, da? Să le mai dau și nu știu câți bani din Consiliul Local, că fac ei nu știu ce și eu cu ce rămâneam?
Deci nu aveam nici instrumentele, le dădeam în așa, trebuia să-i mai plătesc și nu știu câți bani și stăteam la îndemâna nu știu cui care gândea el un program sau altul. Așa că noua organigramă va avea, chiar dacă mai durează 3 luni, face treaba ca lumea. Va avea un post și va trebui să găsim un om ca lumea care să poată să fie organizator, gestionar sau cum vezi dumneavoastră, să avem un ansamblu, să avem niște lucruri ca lumea făcută. Mulțumesc foarte mult. Nimeni. Deci am încercat, vă mai spun o treabă, am încercat să înființăm noi o asociație culturală, să-i dăm unuia, eu știu, instrumentele alea să facă ceva. N-a vrut nimeni să implice. Am avut discuții și cu domnul Starfaru, mi-a zis că ne sprijină, dar nu vrea să implice. Deci fără probleme, dacă avem, pentru că este doamna Rățoaie, sunt mai mulți care au făcut activitate și mi-aș dori tare mult să-i putem... Se putem coagula cumva. Da, fi ceva pentru... Da, sigur. Eu cred că anul ăsta nu, dar cred că anul viitor este o țintă și o să o rezolvăm. Doamna doctor, vă rog. Două secunde, nu m-am răspuns acum, dar tot venind vorba de reabilitarea străzilor, vreau să aveți în vedere și strada Orizonului. Pentru că e o stradă cu trafic, leagă centrul de ieșirea din localitate și chiar am solicitări din partea cetățenilor. Știu, știu. Eu aș vrea, sincer, aș vrea anul viitor. Tot așa să luăm de aici de la pod, de la pod, de la poliție, trece frumos, deci anul viitor, în viziunea mea, trebuie reabilitată strada asta și să mergem până la cruce, să facem tot ce și porțiunea asta de asfaltul foarte pe lângă. Deci, sincer, anul viitor. Acum nici timpul nu ne mai permite foarte mult și nici resursa financiară. Deci ne-am concentrat să terminăm chimie, să facem la lumea, dacă dă Dumnezeu ține vremea să reușim să facem anul ăsta, da? Și anul viitor să încercăm acolo. Pentru că avem niște restrângeri. Constrângeri. Mai bine zis, bugetare. Apropo, dacă era domnul Codunar a zis de carburant, să le discut și eu. Deci, apropo de carburant, sunt persoane care calculau fișa de mașini. Fișa mașini. Înseamnă că ei au făcut acolo... Nu știu. Eu v-am dat doar mai exemplu. Nu trebuie să ne supărăm. Ei au feazeuri, deci au feazeuri. Acolo ar trebui să fie fiecare piesă care s-a consumat. Da, eu am luat din contabilitate cât am consumat, cât s-a consumat cu 3 luni. Aici deci cum s-a consumat cu următoarele trei luni. Care per, că dacă o luam în luna de iarnă, poate spuneați că a fost la dezăvezi. Am luat 3 luni, 6 luni din an. Și am dat-o, da. Lăsați că vă dau și nu, 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 dar dacă... Vedeți exact ce ești. Dacă poate dumneavoastră voia să mai... Facem o cruce să nu vină inundații. Da, mai ferește, da. Deci eu n-am spus o curea mâință. Am spus că fac economii, da? Și că 800 de milioane înseamnă de să vină. Mulțumesc, vă masă plăcută, toate cele.